Textul, începutul luptei evreilor creștini pentru Evanghelia lui Isus, este un eseu, un text documentar care prezintă fapte întâmplate acum 2000 de ani. În anul 5, Iudeea fierbea între revoltă împotriva ocupantului roman, dezvinare între avuți și proscriși ai norocului, între degradare morală și mesianism. Din rândul inițiaților evrei se ridică un profet, Isus din Nazaret, Joshua. El propovăduiește și aplică prin miracole de însănătoșire iubirea lui Dumnezeu pentru toți oamenii, organizarea lor în comunități spirituale de tip esenian, munca, viața și credința în comun. Lucruri practicate din vechime de poporul evreu, dar necunoscute altor neamuri. A fost rolul apostolilor evrei să ducă evangelizarea în rândul neevreilor, să transgreseze cele 10 porunci, Torah și legile lui Moise, în forme adaptate, accesibile nivelului cultural al noilor adepți. În nici 100 de ani, comunitățile de evrei creștini au ieșit ca rol mesianic de pe scena istoriei, dar cu misiunea îndeplinită. Dacă Moise a edificat un popor pentru o credință, apostolatul lor a generat o credință pentru toate popoarele. Mesa Roșanghel Vasile, București, România. Lupta evreilor creștini pentru Evanghelia lui Isus și breviar de fapte istorice au fost începute în 1992, într-o perioadă în care încercam să mă înțeleg pe mine însumi. Era demersul unui om care, supărat pe propria neînțelegere a vieții cotidiene, ia pixul să scrie, la fel cum un țăran își ia sapa și se duce să sape în grădină sau la câmp ca să uite de necazurile zilei. De-a lungul anilor, textul a fost redocumentat, rescris de mai multe ori, i s-a îmbogățit aria de idei, proces care a fost aproape independent de cursul vieții personale, dar care mi-a adus și mi-a aduce și acum o liniște interioară și bucurie de a fi un evreu creștin. În aceste documentări a rezultat că exemplul poporului evreu, coeziune în credință, respectarea regulilor și a normelor comunitare, de la cele sociale la cele alimentare, sprijinul logistic acordat fraților de la nivelul comunității locale la nivelul global, instruirea sistematică a tinerilor evrei de la 3 ani, de la religie, cunoștințe generale, la sport și autoapărare, sunt tot atâtea chei demne de a fi urmat, nu de a fi blamate, din neputința de a le urma. Popoarele creștine să conștientizeze prin liderii lor spirituali și politici faptul că din rândul poporului evreu a pornit formarea poporului lui Dumnezeu. Primii profeți ai monoteismului în civilizația umană, primii apostoli ai creștinismului, au fost evrei. Datorită lor, creștinismul a expandat în nici 100 de ani la scara Imperiului Roman, apoi, prin urmașii lor, din toate neamurile, până la capătul pământului. Notă. În Faptele Apostolilor apare următorul text. Apostolii l-au întrebat pe Iisus: a venit timpul să fie restaurat regatul lui Israel? Răspunsul a fost: nu vă este dat vouă să cunoașteți timpul și momentul, dar voi veți primi o forță, aceea Spiritului Sfânt, care va coborâ asupra ființelor voastre, atunci veți fi martorii mei la Ierusalim, în toată Iudeea și Samaria, până la marginile pământului. Faptele Apostolilor, paragraf 1-7. Poporul evreu să conștientizeze prin liderii săi spirituali și politici faptul că de-a lungul istoriei de 2000 de ani a transmis prin reprezentanții săi decalogul, cele 10 porunci, ale monoteismului mozaic pe întreg pământul, la toate neamurile, și astfel poporul lui Dumnezeu a devenit universal. Apostolii evrei creștini au făcut ca flacărea conceptelor sociale din Deuteronom
legile sociale lui Moise, să devină o normă de conduită atât la popoarele creștine, cât și cele musulmane, apoi, prin import, la alte religii, budism și intuism, devenind, prin interacțiune, motorul spiritual al omenirii moderne. Zestrea spirituală pe care o revendică pe bună dreptate fiecare popor nu se contrapune ontologic și axiologic altor popoare, având originea comună, în cuvintele apostolului Pavel, la plecarea sa din Efes spre Ierusalim. Citez: este mai multă iubire de dat decât de primit. Dincolo de această realitate, am încercat să motivez o constatare. Cât de derizoriu este răspunsul omului la bunăvoința lui Dumnezeu? Sau mai concret, cum reușesc să distrugă oamenii ce le este transmis prin profeți? Introducere, istorie și legendă. A treia evanghelie, numită după Luca, împreună cu Actele Apostolilor, numite și Faptele Apostolilor, constituiau inițial o singură carte, document de referință privind originile creștinismului. În jurul anilor 1150, era creștină, cele două părți au fost separate. Prima parte a fost inclusă în textul organic al Noului Testament. Cea de-a doua parte revine după secolul XVIII în textele reeditate ale Noului Testament. Titlul, Actele Apostolilor, este dat după moda elenistă care atribuia relatărilor despre eroii antici apelativul Actele lui, cum este cazul campaniilor lui Hannibal sau Alexandru Macedon. Apartenența ambelor texte a celuiași autor se atestează prin trimiterea din finalul Evangheliei după Luca la al doilea text, prin asemănare de stil și vocabular. Creștin din generația apostolică, Luca are o viziune realistă asupra conflictului religios între evreii mozaici și cei creștini, generat de mișcarea socială și religioasă a cărui exponent a fost Iisus din Nazaret. Luca provenea dintr-o familie înstărită de evrei din Antiohia, actuală în Siria. El era inițiat în medicina sacră, trece la creștinism sub oblăduirea rabinului Saul, apostolul Pavel, inițiat la rândul său la Yeshiva, rabinului Gamaliel cel bătrân. Notă: la evrei, apelativul rabin era acordat unui inițiat în tainele legii mozaice, capabil a instrui pe alții în observanța mozaică, adică interpretarea textelor Tora, ale legii. Luca îl va urma pe Pavel în traseul misionar din Grecia și la Roma. Valoarea esențială a textului lucanian constă în participarea nemijlocită a autorului la ultima parte a misionarismului apostolic al evreilor creștini. Pe de altă parte, sursele de documentare au avut în apostolul Luca un fin analist capabil a pune în evidență semnificația unor momente cruciale ale expansiunii primare a creștinismului. În textul Faptele Apostolilor există o bogată încărcătură informațională care atestă viața cotidiană și problemele unor mari comunități de evrei creștini în zona Orientului Mijlociu și în spațiul mediteranean. Semnificative în ce privește Biserica Evreilor Creștini de la Ierusalim sunt relatările indirecte privind activitatea apostolului Petru și Filip. Un alt segment de istorie a evreilor creștini este descrierea mișcării evreilor eleniști. Evrei elenizați, proveniți din puternice comunități evreiești aflate în orașele și coloniile grecești, unii dintre ei, precum rabinul Saul, având cetățenie romană. Pe aceștia, apostolii îi hirotonisesc numindu-i diacon. Prigoniți din Ierusalim, după lapidarea Sfântului Diacon Ștefan, eleniștii se vor îndrepta spre coloniile grecești din continent și insule, prin teritoriul Palestinei și al Siriei. Devin misionari ai Evangheliei lui Iisus și inițiază prima expansiune a bisericii creștine,
Astfel că, lapidarea Sfântului Diacon Ștefan de către fanaticii din Sanhedrin determină expansiunea iudeo-creștinismului primar. Notă: Sanhedrinul era autoritatea rabinică de conducere colectivă a Marelui Templu Mozaic de la Ierusalim, instanță superioară de decizie mozaică în Templul Mozaic de la Ierusalim, ce se constituia în conciliu rabinic de reglementare și judecată a vieții religioase și civile din interiorul comunităților evreiești din Ierusalim și, indirect, mai mult sau mai puțin al majorității comunităților evreiești din teritoriile Palestinei și Asiei Mici, activitate tolerată de ocupanții romani. Revenind, înființarea Bisericii Creștine din Antiohia, Siria, deschide drumul apostolilor creștini către comunitățile evreiești din afara Iudeii. În această primă perioadă de 25 de ani, are loc prima expansiune în rândul comunităților evreilor creștini a membrilor altor neamuri, semn al expansiunii conceptelor morale și religioase mozaice prin evangelizare creștină. Centrul de greutate al textului este relatarea privind participarea autorului la misionarismul pavelian. În ansamblu, lucrarea este o frescă a temelor și argumentelor primului demers creștin. El se adresa deopotrivă evreilor prin comentarii ale textelor sfinte mozaice, prin reflecții filozofice de natură eleusiană. Pentru toți, demersul apostolic evoca esența misterului creștin, un Mesia crucificat, mărturia reînvierii lui și apelul la conversiune prin actul botezului creștin și taina Euharistiei. Obiectivitatea textului a fost atacată pe motiv că ar fi o apologie a misionarismului pavelian. Realitatea este că Luca redă prin mărturie directă conflictul religios dintre evreii mozaici și cei de rit creștin, ramuri ale aceleiași religii monoteiste. Autorul relatează despre militantismul apostolului Pavel, mesajele sale adresate coreligionarilor mozaici, cât și păgânilor, cavalerilor romani și justiției romane, până la nivelul împăratului. Luca a lăsat o mărturie scrisă antrenant a unor fapte din perioada de început a creștinismului în calitate de martor și participant la făurirea ei. Ideile cheie ale textului lucanian ar putea fi credința în reînvierea lui Iisus și calitatea lui de Fiul al lui Dumnezeu. Principalele argumente ale apostolilor în fața oponenților de rit mozaic ce negau lui Iisus calitatea de Mesia, cel prevestit de profeți. Misionarismul apostolilor prin fapte, predici și exemplu personal în actul convertirii la creștinism. Formele primare ale practicilor ritualului creștin. Problema accesului la iertarea divină, problemă de esență comună în toate dogmele de ezoterie religioasă. În loc de concluzie, la această introducere se poate da ca exemplu drama rabinului Saul, devenit prin convertire la Evanghelia lui Iisus, apostolul Pavel. În această decizie singulară a unui om, găsim drama evreilor convertiți la alte religii, ce durează de 2000 de ani. Apostolul Iacob cel Mic va continua respectarea legii mozaice în litera ei, dar la conciliul de la Ierusalim va susține în final solicitarea unui minim de restricții pentru convertiții neevrei. Martiriul Sfântului Diacon Ștefan va rupe cordonul umbilical ce îl lega pe evreul creștin de confrații săi mozaici. Conciliul de la Ierusalim din anul 48, în alte surse anul 50, era creștină, va consacra principiul iertării de vine prin credința în Evanghelia lui Iisus. Va dispensa pe adeptul convertit la creștinism de ritualul circumciziei, a tăierii împrejur, și de respectarea ad literam a severei observanțe mozaice. Lucru care nu era valabil însă pentru adepții creștini evrei. Ei respectau în totalitate vechile cutume halachice. Faptul astfel subliniat este momentul rupturii între cele două curente ale monoteismului evreu, cel mozaic și cel creștin.
Consecința izgonirii fraților de către frați, evreii creștini vor continua convertirea în rândul popoarelor idolatre, fenomen ce va continua după secolul I, fiind condus de neevrei timp de 2000 de ani, în granițele euroasiatice, apoi pe întreg globul. Divergența de doctrină inițială, dar și de natură socială, va duce la ruptura dintre evreii creștini și cei mozaici, apoi la diminuarea ponderii comunităților de evrei creștini. Peste aproximativ 700 de ani va apare monoteismul islamic. Cu toate că nici Isus și nici profetul Mahomet nu au negat pe Moise, predecesorul lor, cei care s-au erijat în fideli urmași au construit ura pentru a împiedica iubirea. De ce? Într-adevăr, numai Dumnezeu știe. Poate că ecumenismul religios sub semnul unității în credința morală a existenței prin Divinul Unic va dărui har în sufletele celor ce ne sunt păstori de a depăși mirajul pe care îl dă la un moment dat închistarea în a deține puterea lumească. Capitolul 1. Pentateuch. Capitolul 1.1. Începutul. Prologul din Actele Apostolilor este ca un început de scrisoare. Apostolul Luca se adresează unui camarad, Teofil, evreu din comunitatea ateniană, trecut la creștinism sub oblăduirea apostolului Pavel. El rezumă în câteva paragrafe una din profețiile esențiale ale lui Isus, taina botezului prin Spirit, coborârea Duhului Sfânt. În cuvinte simple, el ne comunică mesajul inițiatic al Evangheliei lui Isus. În cele 40 de zile în care Isus reînviat a comunicat cu apostolii pe muntele Măslinilor, care străjește vechea cetate a Ierusalimului, odată cu profețiile asupra ce avea să se întâmple, el a cerut camarazilor săi să nu părăsească orașul, urmând a primi, peste puține zile, botezul prin Spiritul Sfânt, zicând: Ioan Botezătorul v-a dat botezul apei, dar voi veți fi botezați în lumina Spiritului Sfânt peste puține zile. Apostolii nu se zizau încă ruptura ce va urma între credința poporului ai căror fii erau și cea pe care urmau a o propovădui. Au întrebat: a venit timpul să fie restaurat regatul lui Israel? Răspunsul a fost: nu vă este dat vouă să cunoașteți timpul și momentul, dar voi veți primi o forță, aceea Spiritului Sfânt, care va cobora asupra ființelor voastre. Atunci veți fi martorii mei la Ierusalim, în toată Iudeea și Samaria, până la marginile pământului. Cititorului neavizat îi precizăm că există nenumărate precedente ale stării vizionare avute de magi și profeți în fiecare parte a pământului. Starea vizionară numită și starea de clar viziune este relatată în cărți vedice indiene, o găsim în textele înscrise în piatră sau pe papirus de către inițiații din Memphis, în relatările lui Herodot privind prezicerile preoteselor și preoților cultului politeist eleusian de la Delphi. Ca să nu mai amintim de cele cuprinse în primul text biblic, Vechiul Testament, acestea sunt simple menționări. Explicația apariției stării de clar viziune constă, pe scurt, în utilizarea intensivă a resurselor cerebrale printr-un antrenament și un mod de viață deosebit ce dura între 4 și 14 ani, funcție de stadiul de inițiere atins. Era, păstrând proporțiile, oarecum asemănător formării unei gimnaste de performanță. Uluirea cu care priveam exercițiul româncii Nadia Comăneci la paralele sau la bârnă este în egală măsură rezultatul dotării native și a nesfârșitului șir de ore de antrenament practicat pe aparate. Ani de privațiuni față de viața și bucuriile copiilor de vârsta ei.
Și într-un caz și în celălalt, rezultatul este asemănător. Performanța individuală maxim posibilă. Iisus, precum Moise, Pitagora și după el Mahomet, fac parte din categoria profeților. Ei au atins gradul maxim de inițiere prin har și instruire și au fost meniți să folosească aceste puteri în revigorarea morală și religioasă a epocii în care și-au trăit destinul temporal, având viziunea atemporalului ce va urma și prevestind. Astfel, Iisus a lămurit în câteva cuvinte locul Ierusalimului ca punct de plecare și de sosire, a mutației pe care o va declanșa Evanghelia lui Iisus, etapele mari ale istoriei creștine și rolul apostolilor, dar tot atât de adevărat este că fără credința vie și tenacitatea primilor misionari, a celor ce le-au urmat în dăruire, ar fi rămas profeții în pustiu. După supliciul crucificării și pecetluirea mormântului lui Iisus, adepții s-au reunit în incinta unde a avut loc cina cea de taină. Erau Petru, Ioan, Iacob, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacob, fiul lui Alfei, Simeon Zelotul, Iuda, altul decât Iuda Iscariotanul, cel care l-a predat pe Iisus trupelor romane, venite împreună cu slujitorii templului spre a-l captura. Împreună cu ei se afla Maria, mama lui și un grup de adepți. Au urmat faptele reînvierii, binecunoscute. A venit vestea sinuciderii lui Iuda Iscarioteanul și are loc înlocuirea sa cu Matei. Barsabas, cu toate că nu a fost ales, va continua cu tenacitate a fi discipolul lui Iisus. Caracteristic evreilor creștini din acele timpuri era lipsa pismei și a orgoliului. Niciunul din cei 12 nu se considera cel mai bun, ci doar între cei 12 care trebuiau să fie. La 50 de zile după Paștele Patimilor și reînvierii lui Iisus, un zgomot ca de furtună a înconjurat clădirea în care ei se aflau. Fenomene strani aveau loc, jeturi de foc ce se coborau peste creștetul fiecărui apostol. Harul divin, în fapt botezul prin spirit, i-a cuprins. Efectul a fost observat de locuitorii cetății în zilele ce au urmat. Nu mică le-a fost mirarea atunci când fiecare din ei auzea cele spuse de apostoli privind vestea reînvierii lui Iisus pe limba lui. Și nu era de neînțeles. Apostolii erau cunoscuți ca pescari de meserie, oameni simpli și nici de cum instruiți la școlile de pe lângă sinagogi. Mai mult, ei vorbeau despre Iisus în elamită, arabă, partă. Predicau celor veniți din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pontul Euxin, Libia, Roma. A urmat momentul în care Petru, înconjurat de cei 11 apostoli, combate zvonul răspândit de slujbașii templului, anume că harul acesta era rezultatul unei beții. În fața mulțimii adunate în curtea templului, amintește că predicaseră la 9 dimineața. Ori evreilor practicanți ai cultului mozaic le este interzis a consuma înainte de slujba de dimineață băuturi de orice fel. Le explică ciudatul fenomen reluând cele transmise de Iisus pe muntele măslinilor. Voi face ca în timpurile mesianice spiritul meu să se coboare asupra trupurilor. Fiii vor profetiza, tinerii vor avea viziuni, bătrânii vor avea gânduri. Eu voi coborâ Spiritul Sfânt asupra celor devotați, voi face să apară semne misterioase pe cer și jos pe pământ. Soarele se va schimba în tenebre și luna în sânge, înainte să vină ziua lui Dumnezeu, acea mare zi. Și oricine va invoca numele lui Dumnezeu va fi salvat. Apoi le reaminti celor prezenți cum acest trimis al Domnului cu harul tămăduirii și al adevăratei credințe mozaice a fost crucificat de către cei de aceeași etnie, fii ai lui Israel. Dar Hristos Nazaritean a reînviat la fel cum regele David a avut viziunea propriei sale reînvieri.
În tot acest demers era prezentată revelația unui mit, reînvierea. La primii pași ai creștinismului, apostolii făceau referire la un concept ezoteric antic, reînvierea sufletului ca o consecință a trecerii sale printr-un lung șir de existențe temporale, până la una din cele două posibilități, distrugerea, aneantizarea în Hades, sau trecerea într-un plan superior, numit regatul lui Dumnezeu, Olimp, Rai, Nirvana. Un contemporan cu noi are o percepție vagă a existenței acestui mit antic. Profeții poporului evreu, între ei Moise, David și Isaia, îl știau. Și istoria prezenței acestui mit o regăsim în primele texte ezoterice de acum 9000 de ani, viziunea lui Hermes Trismegistu. Urmașii lui, preoții templelor din Memphis, ulterior și teozofia indiană a lui Ramakrishna, împărtășeau celor ajuns pe ultimele trepte de inițiere taina reînvierii spiritului într-un alt corp biologic, de-a lungul unui șir de existențe, care îl degradau sau îl ridicau pe drumul către viața fără de moarte. Pitagora îl dezvăluie în mitul eleusian despre zeița Psihe. Discipolii săi l-au dus în cetățile și coloniile grecești. Unul din discipol, Zamolxe, devenit zeu al dacilor în secolul 7 înaintea erei creștine, a cultivat moartea cu zâmbetul pe buze a celor uciși pe câmpul de luptă, încrezător în viața ce va urma, cu care vor fi răsplătiți pentru curaj și demnitate. Revenind, Moise, cel care a fost primul trimis, Mesaia, al poporului evreu, era un inițiat al templelor Tebei, în secolul 13 înaintea erei creștine. Cunoștea misterul reînvierii, dar nu l-a dezvăluit poporului pe drumul din Egipt la Marul Iordanului. Motivul cred că era menirea sa, de a crea un popor pentru o religie, din rândul unor transfugi cu o credință amestecată și un ritual bivalent, cum ar fi cultul zeilor cananeeni și a unui singur Dumnezeu. Pentru asta, triburile au fost purtate în pustiul Sinai 40 de ani între delta Nilului și Erihon, distanță pe care, chiar cu mijloacele de atunci, ar fi parcurs-o în câteva luni. Scopul fiind ca cei noi născuți pe acest drum să fie educați și instruiți religios, monoteist și în spiritul noilor legi morale și sociale ale lui Moise, care de fapt stau la baza organizării civilizației umane de aproape 3000 de ani. Dacă evreii însetați și înfometați ar fi avut certitudinea unei vieți următoare, precis ar fi renunțat pe loc la cea prezentă. Ulterior, nici Aaron, nici Iosua nu au dezvăluit acest mister ezoteric, dar el era perceput de o parte din rabini, farisei și de esenieni în perioada existenței lui Isus. Evanghelia lui Isus va fi prima care va dezvălui misterul ezoteric al reînvierii ca pilon al credinței mozaice. Profetul a fost crucificat tocmai pentru ca această moarte semnifica pentru inițiații mozaici a duce la moartea sufletului. Reapariția în fața discipolilor săi era o confirmare a misterului cu moartea pe moarte călcând. Se explică astfel tenacitatea și virtutea cu care primii evrei creștini au depus mărturia reînvierii lui Isus, de cele mai multe ori cu prețul vieții. Apostolul Petru, în primele sale predici, ca și Pavel ulterior, în predici ținute în sinagogi și în scrisorile sale, susținea unitatea între Evanghelia lui Isus și Vechiul Testament. A fost o încercare de a convinge preoții mozaici să accepte mărturia reînvierii ca probă a calității de Mesia pentru Isus. Acest demers a fost întâmpinat cu intoleranță nedisimulată până azi, dar iubirea divină și speranța în viața de apoi îi va da forță de a se extinde prin urmași mărturisitori păgâni pe tot mapamondul. În acele momente era și dificil ca să existe un posibil consens. Regatul iudeu, ocupat de romani și dezminat în interiorul său, nu era un mediu propice pentru dezbateri teologice la rece, având ca obiectiv găsirea unor linii de emergență între evrei, inițiați mozaici
și creștini din cauza a trei conflicte majore. Conflictul național. Poporul evreu s-a opus cu o tenacitate sinucigașă, afirmația împăratului roman Adrian, dominației romane prin dese revolte conduse de sicari sau ziloți. O altă parte a societății evreiești, cea înstărită, căuta un modus vivendi cu forța de ocupație romană. S-a creat astfel o sciziune internă între adepții celor două căi. Un exemplu este conducătorul de oști evreul Iosif ben Matitahu, care s-a prădat romanilor, fiindu-i numele șters din istoria poporului. Ironia este că devine unul din cei mai citați istorici al vieții iudeii de atunci, sub numele roman Iosephus Flavius. Dezbinarea din interiorul societății va duce, în anul 135, la ocuparea Ierusalimului, izgonirea evreilor din oraș și interdicția de a se stabili în cetate, distrugerea clădirilor, ararea cu boi a terenului și construirea unei urbe romane sub numele Aelia Capitolina, secolul II. Conflictul civic intern. El consta în degradarea societății civile evreiești și atomizarea solidarității civile pe criterii de avere. Rezultatul a fost un șir de revolte ale celor săraci împotriva dărilor de natură administrativă care se suprapuneau peste tributul dat autorității romane. Pentru omul simplu, venirea lui Mesia, întrupat de Iisus, a fost nu numai ecoul profețiilor lui Moise, David sau Isaia, ci un mijloc de a exprima revolta în fața aroganței și dijmuirii la care erau supuși de către autorități, speculanți și zarafi. Este aproape inutil să menționăm că atunci, ca și acum, aceste conflicte au generat o disfuncționalitate internă și o lipsă de unitate abil folosită de romani în a menține stăpânirea și a desfința în final statul iudeu. Al treilea este conflictul doctrinar-religios. Existau la acel timp trei grupări cu interpretări diferite ale aspectelor teologice și practice ale doctrinei religioase mozaice. Saduceii, Sadochim, urmași ai ramurii conservatoare levite, cereau respectarea Torei în litera ei fără nicio abatere. Ei susțineau dogma unei existențe unice, o singură viață. Viața evreului era determinată de frica de a încălca mitzvoturile, poruncile sacre, de pedeapsa lui Dumnezeu. Ei dețineau la acel moment controlul Sanhedrinului, for religios decizional al Marelui Templu. În rândul lor se afla Caiafa, marele preot în perioada evanghelizării evreilor de către Ioan și apoi de Isus. Fariseii, Perușim, erau cei care, mai apropiați de problemele evreului de rând, practicau învățătura Torei în spiritul ei și adaptarea flexibilă la realitatea concretă, Tora orală. Ei nu negau posibilitatea reînvierii. Unii dintre ei, cum ar fi rabinii Nicodim, Gamaliel cel tânăr, s-au exprimat în Sanhedrin pentru găsirea unui compromis cu secta evreilor creștini, atât înainte cât și imediat după uciderea lui Isus. Esenienii, Hasidim, reprezentau nucleul ezoteric al corpului de rabini. Centrele lor de inițiere erau la Ein Gedi și Qumran, în vecinătatea Mării Moarte și în delta Nilului. Modul lor de organizare egalitaristă, traiul și bunurile în comun, întrajutorarea fraților de credință, oriunde ar fi, interzicerea practicării unor activități speculative, comerț, armată, va fi preluat de organizarea primelor comunități creștine și ulterior de ordinele creștine, indiferent de rit. Dintre ei ar fi fost cei ce au sprijinit material și logistic misiunile de propovăduire ale lui Isus. Ipoteza se sprijină pe observația că în Evanghelii nu sunt menționați mulți din cei care au fost gazdele apostolilor, fapt care se încadrează cu tradiția de a proteja legăturile între membrii congregației eseniene. Doctrina lor susținea atât mitul învierii cât și existența, de-a lungul timpului, a mai mulți trimiși, Mesaia.
aceștia, în diverse momente ale războiului fiilor luminii asupra fiilor întunericului, vin să aplice voința divină. Esenienii, saduceii, fariseii se constituiau în sfetnici ai ultimilor regi iudei. Luptele interne au dus în final la destrămarea statului în anul 135. Realizarea statului spiritual Israel, prin structura sa doctrinară și pragmatică, este inițiată de rabinul Iohanan ben Zakkai la Iasmina, în anul 70. Această structură organizatorică a permis supraviețuirea spirituală a comunităților disparate din diaspora evrească, numită și Galut. Congresul de la Basel din 1897 a fost începutul reîntoarcerii. S-a finalizat în 1948 cu fundarea statului Eretz Israel. În niciuna din aceste momente nu s-a admis ca un evreu să fie de confesiune creștină și, ca să fim corecți, de nicio altă confesiune decât mozaică. Odată cu primele predici ale lui Petru, începe convertirea creștină a evreilor prin botezul cu apă și Euharistie. Au făcut-o aproape 3.000 de familii, prima comunitate creștină ia naștere în Ierusalim. Adepții respectau ritualul euharistic, bunurile erau puse în comun, masa și rugăciunea se făcea în comun, precum și instruirea la școala apostolică. Organizarea ei respecta tradiția unei comunități evreiești de tip esenian, iubirea de Dumnezeu și nu frica, binele făcut aproape lui și nu mila, bucuria de a se afla alături de semeni în credință și nu orgiile celor aleși i-au făcut pe primii creștini să vândă averile, aducând bunurile materiale în noua formă de comunitate evreiască. Ei continuau să respecte tradițiile, sărbătorile și comemorările ritualului mozaic, de care nu se simțeau despărțiți, și să meargă la Marele Templu. Însănătoșirile miraculoase înfăptuite de apostoli le întăreau încrederea în drumul ales. De exemplu, tămăduirea unui olog în drum spre rugăciunea matinală din templu. Într-una din zile, când Petru și Ioan se duceau la rugăciunea matinală din templu, un olog din naștere le întinse mâna pentru a primi pomană. Petru și-a fixat cu intensitate privirea asupra sa, în timp ce Ioan îi spunea: "Uită-te la noi!" Ființa amărâtă își ridică fruntea și îi privește mereu cu mâna întinsă. Petru continuă să-l privească cu intensitate când îi spune: "Argint și aur nu am, dar ce am îți dau. În numele lui Iisus Hristos, Nazaritanul, ridică-te și mergi." Ajutat de Petru, ologul se ridică în picioare și simte că sunt viguroase. Merge prin curtea templului mulțumind lui Dumnezeu. Credincioși și prezenți îl văd pe cerșetorul olog mergând. Faptul a produs uluire în rândul credincioșilor aflați acolo. Petru și Ioan se îndreaptă spre esplanada din fața porții lui Solomon și de acolo se adresează mulțimii. Le reamintește cum recent mulți dintre cei strânși aici au cerut moartea pentru Isus. Mărturia reînvierii lui este acest olog, care s-a însănătoșit prin credința apostolilor în Isus și invocarea numelui său. Cele spuse de Petru și Ioan sunt: "Fii ai lui Israel, de ce sunteți uimiți? De ce ne priviți ca și cum noi am fi săvârșit acest miracol cu propriile noastre forțe sau prin puterea rugăciunii noastre? Dumnezeul lui Abraham, al lui Isaac și Iacov, Dumnezeul părinților noștri, și-a coborât Harul Sfânt, glorificându-l pe servitorul său, Iisus Hristos, pe care voi l-ați legat și renegat în fața lui Pilat, atunci când acesta a vrut să-l elibereze. Voi l-ați învinuit pe sfântul servitor al lui Dumnezeu, cerând în schimb viață pentru un asasin." Era vorba de Barsabas. "În timp ce voi ați făcut să fie omorât prințul vieții, Dumnezeu l-a reînviat din morți și prin credința în numele lui, a acestui om care îl cunoașteți,
invocarea numai acestui nume i-a redat celui pe care îl vedeți de plină sănătate. Îndemnul de a se converti a fost însoțit de apostol, cum citat din Moise: Dumnezeu vă va trimite dintre voi un profet asemănător cu mine. Cei care nu-l vor asculta pe acest profet vor fi excluși din sânul poporului lui Dumnezeu. El reamintește profeția lui Abraham privind globalizarea credinței poporului evreu prin Evanghelia lui Isus. În numele acestui profet, fiu al lui Dumnezeu, vor fi binecuvântate toate familiile pământului. Între timp, prin mulțimea strânsă se apropiau rabinii însoțiți de garda templului. Apostolii sunt arestați și duși în fața adunării Sanhedrinului. Le-au fost puse întrebări prin care se încerca ridiculizarea credinței lor. Răspunsul lui Petru avea, în plus față de argumentele prezentate mulțimii, motivația credinței în Isus ca fiind piatra unghiulară a salvării omenirii și a poporului evreu. Tot acolo era și ologul vindecat, mărturie vie a celor spuse de Petru. Afară, lumea cerea eliberarea lor. Apostolii sunt eliberați. Măsuri incoerente, provocate pe de o parte de teama unor revolte, pe de altă parte de voci avizate din Sanhedrin, unde rabinul Gamaliel îndemna la prudență. În următoarea perioadă crește masiv numărul celor ce intrau în comunitatea evreilor creștini. Crește bunăstarea ei. Poporul aduce bolnavi în drumul apostolilor pentru a se însănătoși. Convinși de realitatea vindecărilor, evreii cu avere ca Barnaba își vând proprietățile, oferind banii odată cu reconvertirea lor. Pentru distribuirea cotidiană a bunurilor în cadrul comunității, cei 12 apostoli numesc 7 diaconi din evreii proveniți din spațiul elen, pe care îi hirotonisesc. Succesul organizatoric îi fac pe conducătorii evrei, rabini sau potentați, să intre în panică. Mai marii templului îi aduc din nou în fața lor pe apostoli. Marele rabin Caiafa le cere să nu mai predice zicând: Sângele lui Iisus se va răzbuna pe tot Israelul. Apostolul Pavel răspunde: Pe cine trebuie să ascultăm? Pe Dumnezeu sau pe oameni? Răspunsul rabinului a fost: Pe Dumnezeu. Atunci apostolul a răspuns: Dumnezeul părinților noștri l-a înviat pe Iisus pentru a acorda poporului lui Israel iertarea păcatelor. Noi suntem martori. În fața unei adunări în care se vocifera și amenința într-o stare confuză, fariseul Gamaliel cere ca arestații să fie scoși din sală. Apoi, atenționează adunarea să nu îi condamne zicând: Dacă faptele lor vin din puterea oamenilor, se vor distruge singuri. Dacă într-adevăr sunt inspirate de Dumnezeu, nu îi veți distruge. Nu riscați să fiți în conflict cu Dumnezeu. Apostolii au fost bătuți cu vergile și li s-a interzis a predica în numele lui Iisus. C1-2. Sfântul Diacon Ștefan. Eleniștii erau evrei proveniți din puternicele comunități iudaice aflate în orașele și coloniile grecești. Unii dintre ei, precum rabinul Saul, aveau cetățenie romană. În sinagogile lor se citea, se comenta Tora în grecește. Ei au cerut ca Evanghelia creștină să fie predicată și în greacă. Atunci, apostolii au ales pe cei 7 diaconi pentru a practica ritualul în limbile asimilate de evrei în alte teritorii. Notă, nu numai în aramaică, așa cum se practica în sinagogi. Au fost aleși Ștefan, Filip, Prohor, Nicanor, Timon, Parmenas și Nicolae din Antiohia. Sfântul Diacon Ștefan se dovedi cel mai inspirat în tămăduirea oamenilor și răspândirea credinței. De aceea, prigoana mozaicilor extremiști s-a concentrat asupra lui. Au încercat întâi să-l combată la întâlnirile și dezbaterile teologice ce aveau loc în templu de șabat. Notă: șabatul este ziua de rugăciune și de odihnă și de preamărirea lui Dumnezeu, ce începe vineri la apusul soarelui și se termină sâmbătă la apusul soarelui. Revin.
Cei mai agresivi erau așa numiții eliberați, urmași a evreilor din Cirenia, Alexandria și Cilicia, făcuți sclavi de Pompei după ocuparea Palestinei în 60 înaintea erei creștine și ulterior eliberați de Cezar. În una din dezbateri s-a început prin comentarea acelor texte din Torah care păreau că se contrapun învățăturilor lui Isus. Nereușind a-l dovedi în plan teologic, aceștia au incitat pe cei din adunare la a îl lapida, pe motiv că Ștefan a susținut profeția distrugerii templului și a dispariției statului iudeu, aducând astfel o blesfamie la adresa lui Moise și a lui Dumnezeu. Este adus în fața Sanhedrinului. Rabinul Caiafa somează să se justifice. În fața adunării rabinilor, Ștefan rostește un rechizitoriu asupra bigotismului și credinței ipocrite din acele și din oricare alte timpuri. Citez. Frați și părinți, ascultați! Dumnezeu cel glorios a apărut tatălui nostru Abraham încă din Mesopotamia, înainte de a se stabili în Canaan, și i-a spus: părăsește țara asta, îndreaptă-te către țara pe care ți-o voi arăta. Atunci a părăsit Caldea pentru a se stabili la Haran. De acolo, după moartea tatălui său, Dumnezeu l-a îndemnat spre țara în care locui. Notă: Terah era tatălui Abraham, cel care în orașul Ur își întreținea familia fabricând idoli pentru cultul lui Baal. Isaac a transmis legământul și a tăiat împrejur pe fiul său Iacob, iar acesta pe cei 12 patriarhi, fiii săi. Cei 12 patriarhi l-au vândut pe fratele lor Iosif în Egipt, invidioși pe harul său, dar Dumnezeu a fost cu el. I-a dat grația și înțelepciunea cu care l-a făcut pe faraon să ridice la rangul de guvernator al Egiptului. Foamea a cuprins ținutul locuit de evrei. Iosif le-a trimis ajutoare și a recunoscut originea sa în fața faraonului, aducând pe tatăl său Iacob și familia sa, formată din 75 de persoane. După moarte, trupul i-a fost adus în cavoul de la Sihem. Poporul evreu s-a mulțit în Egipt. Faraonii i-au luat în robie. Atunci s-a născut Moise, cel iubit de Dumnezeu. El a fost instruit în toată înțelepciunea Egiptului și era puternic în cuvinte și fapte. Notă. Conform și celor scrise de Șure în cartea Mari Inițiați a Ezoteriei Antice, Moise, în calitate de fiu adoptat al sorei lui Ramses al II-lea, a fost trimis la inițierea de 14 ani la templele din Teba sub numele egiptean de Horsasib, alături de fiul faraonului Menefta. S-a dovedit cel mai bun, de frică a nu fi ales de către marii preoți tebani ca urmaș la tronul faraonului, Ramses l-a desemnat mare scrib și l-a trimis să inspecteze teritoriile regatului. Revin la textul Sfântului Ștefan. Când a ajuns la vârsta de 40 de ani, el s-a dus acolo unde poporul său era rob în delta Nilului. Aici, văzând cum unul dintre ei este maltratat, i-a luat apărarea, omorând pe satrapul egiptean. El a fost trimis de Dumnezeu, dar frații săi nu l-au înțeles. Oprind a doua zi o ceartă între doi dintre ai noștri, i s-a spus: cine te-a pus judecător? Vrei să mă omori așa cum ieri l-ai omorât pe egiptean? Moise s-a refugiat la Madian. Aici, pe muntele Sinai, Dumnezeu i s-a revelat: am văzut suferința poporului meu care este în Egipt, le-am auzit gemetele și m-am pogorât să-l izbăvesc. Acum du-te, te voi trimite în Egipt. Iată cum l-au renegat pe Moise, cel ce îi va salva cu ajutorul misterelor și al forței lui Dumnezeu din țara Egiptului pe la Marea Moartă și prin pustiu timp de 40 de ani. Iată cine a fost cel pe care părinții noștri au refuzat la început să-l asculte. Mai mult, erau cu inima la sclavia din Egipt atunci când au celebrat din nou cultul idolilor, nemulțumiți de profetul dat de Dumnezeu poporului său. Ei i-au spus lui Aaron, cel pe care Moise l-a desemnat să conducă tabăra în timp ce era pe muntele Sinai, pentru a primi tabelele legii, căci acest Moise care ne-a scos din țara Egiptului nu știm ce s-a făcut. Au făcut un bițel de aur și i-au oferit sacrificii de animale,
sărbând cu bucurie absența profetului. David a cerut grația divină pentru a construi reședința pentru Dumnezeul lui Iacob. Solomon a construit-o, dar Dumnezeu nu locuiește într-o incintă făcută de mâna omului, așa cum spune și profetul. Cerul este trupul meu și pământul este la picioarele mele. Ce casă să-mi construiți care va fi locul odihnei mele? Oare nu cu mâna mea am făcut toate acestea? Suflete, urechi, inimi necircumcise, încă vă mai opune Spiritului Sfânt. Așa au fost părinții voștri, așa sunteți și voi. Care profet al vostru nu a fost persecutat de părinții voștri? Au omorât pe cei ce preziceau venirea celui drept, acela pe care l-a strădat și omorât. Voi, cei ce ați primit legea prin misterul îngerilor și nu ați înțeles-o. Iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Cei din adunare isterizați îl scot afară din templu și îl omoară cu pietre. Rabinul Saul păzea hainele ucigașilor. Este greu de redat, altfel decât o face Luca, atmosfera acelor vremuri în care începe prigoana fraților de către frați. Apelul la moralitate și înțelegerea demersului divin este replicat de intoleranță și ura acelor momente. Cuvântarea Sfântului Diacon Ștefan pare unui evreu normal de azi coerentă, chiar dacă nu o acceptă prin fibra educației sale mozaice. Orice gânditor de bună cuvință va aprecia dialectica și forma specifică artei speculative în discursul rabinic în general. Sfântul Diacon Ștefan intră în profunzimea disputei în jurul profeției lui Isus privind dispariția Marului Templu Mozaic și a statului iudeu, indicând în faptele împotriva lui Iahve de la începutul genezei poporului în pustiul Sinai ca fiind cauze ale trecutelor și viitoarelor avataruri ale poporului evreu. Disensiunile interne și neascultarea propriilor conducători spirituali și profeți. Lucru valabil, de altfel, tuturor neamurilor. Ar mai fi de menționat câteva din mesaje. Sfântul Ștefan găsește geneza trecutelor și viitoarelor avataruri ale poporului evreu în însăși disensiunile interne și neascultarea propriilor profeți. Actele rituale sunt inutile atâta timp cât comportamentul credincioșilor este lipsit de adevărata credință, fie că ești mozaic sau creștin, fie de frica pedepsei divine, fie în credința că Dumnezeu te iubește, apropiindu-te de El prin dragoste de semeni și căință. Adevăratul adept este pătruns de spiritul credinței. Altfel, în zadar te rogi, respecti cu strictețe ritualul, faci pomeni, clamând cât ești de credincios, sufletul și inima rămân în necredință. Rabinul Saul a fost cel care a condus prigoana împotriva adepților creștini. El se va converti la Evanghelia lui Isus, devenind cel ce va propovădui și instrui adepții noii credințe în spațiul Orientului Mijlociu și Mediteranean. Faptul că răstignirea lui Isus și lapidarea Sfântului Diacon Ștefan au fost două crime oribile a ajuns până la Roma. Împăratul Tiberiu îi ordonă lui Vitellius, legatul de Siria, să îi destituie pe reprezentantul roman din Ierusalim, Pilat, și pe marele preot Caiafa. Tiberiu nu vedea niciun atentat la siguranța statului în mișcarea generată de un anumit preot evreu, Christus, care nu putea fi altceva decât un produs specific ambientului iudaic și tolerat ca atare. În anul 35, el chiar propune senatului o lege prin care cultul creștin să fie declarat licit, permis, dorind să împiedice ambiguitatea ce permitea ca răzbunările evreilor mozaici împotriva celor creștini să fie puse sub protecția legii romane. Senatul însă dă verdictul non licit esse Christianus. Capitolul 2. Prigoana între frați. C2.1. Evanghelizarea printre evrei. Comunitatea creștină atrage atenția și unor inițiați. Simon Magicianu oferă o sumă mare de bani pentru ca apostolii Petru și Ioan să-i dezvăluie tainele tămăduirii făcute de apostoli. Petru îl amenință cu afurisenia pentru că vrea să cumpere ceea ce poate fi obținut doar prin căință. Simon nu este de blamat.
El și-a cerut iertare și s-a căit pentru acest gând. Ca și atunci și acum, viața oamenilor, instruiți sau nu, este orientată spre lucruri palpabile, mai ușor sau mai greu de obținut. Sensul comun, cel al lui Simon, este că orice se poate obține cu bani. Al doilea sens, cel al lui Petru și Ioan, este că harul credinței se obține prin credință. Al treilea sens, cel conceptual, este că Dumnezeu nu cere ofrandă materiale, ci respectarea Spiritului Divin, a celor 10 porunci, prin credință și căință. Jertfa, în viziunea creștină, este a înlătura răul din sufletul fiecărui credincios. Iisus, urmat după 700 de ani de Mahomet, cer apropierea de Dumnezeu prin suflet și credință. Simon Magicianul ne arată că, fiind inițiat în diverse taine ale spiritului, cu propriile puteri, instruire și inteligență, nu are totuși suficient discernământ ca să pătrundă ezoteria creștină, cea pe care trebuie să o asimilezi cu sufletul. Prigoniți în Ierusalim, eleniștii se îndreaptă spre coloniile grecești de pe continent și insule, prin teritoriul Palestinei și Siriei. Devin misionari a Evangheliei lui Isus și inițiază prima expansiune a bisericii creștine. Este cazul apostolului Filip, care botează un înalt funcționar al reginei Candace, eunucul etiopian. Filip mergea într-o direcție pe drumul ce lega Gaza de Ierusalim. La ora prânzului, pe lângă el trece o caravană strălucitoare. Era condusă de un mare trezorier a reginei etiopiene Candace. Se îndrepta spre Ierusalim. Un impuls îl determină să ceară demnitarului să-l ia cu el. Etiopianul îi spune că citea profețiile lui Isaia și îl roagă să explice câte ceva despre Evanghelia lui Isus, despre care auzise că ar fi acel trimis anunțat de profetul Isaia. Filip îi relatează despre miracolele de însănătoșire făcute de Isus, despre reînvierea acestuia după ce a fost crucificat și forțele cu care el și ceilalți 11 apostoli au fost dăruiți de către Isus după ce Sfântul Duh s-a pogorât asupra lor la 50 de zile după reînviere de Rusalii. Impresionat, demnitarul egiptean dorește să devină adept al lui Isus. Filip își dă seama că întâlnirea nu era deloc întâmplătoare. La trecerea pe lângă Iordan, îl botează cu apă, cu toate că știa că noul emul aparținea unui popor închinător la idoli. Imediat după ceremonial, etiopianul constată că misteriosul călător nu mai era alături de el. În cel privește pe Filip, acesta se văzu pe drumul ce ducea la Azot. El va continua misionarismul în Samaria. Este urmat de Petru și Ioan, care vor hilotonisi pe neevrei botezați de Filip. Misionarismul se dezvoltă în Cesarea, Lida, Giafa, Antiohia. Caiafa trimite pe cei mai acerbi rabini să distrugă fizic aceste noi comunități creștine prolifice. Printre ei, pe rabinul Saul, care se convertește la creștinism și după 12 ani de la episodul de pe drumul Damascului, împreună cu Barnaba, va lua drumul convertirii păgânilor greci din cosmopolita metropolă a Antiohiei. Apostolul Petru face apel la mesajul cristic, credința în Evanghelia lui Isus se adresează tuturor neamurilor. În această perioadă apare pentru prima oară denumirea de Christianus. Termenul grecesc Christianoi apare în Faptele Apostolilor la 11:26-11:28. Christianus, termenul roman, apare în Faptele Apostolilor la 11:26. Termen cu care se defineau creștinii apare în Faptele Apostolilor la 9:32. Christos, apelativ dat de Luca lui Teofil, care face parte din clasa cavalerilor, în latină egregius. De-a lungul primilor ani, membrii castei cavalerilor romani au adoptat în bună parte creștinismul. Au loc numeroase convertiri, deschizând decisiv botezul pentru cei necircumciși. Considerat un mitzvot, o poruncă fundamentală, încălcarea tăierii împrejur constituia un prilej de frământare lăuntrică pentru mulți dintre apostolii noii biserici creștine. Apostolul Petru face apel la mesajul cristic. Credința în Evanghelia lui Isus se adresează tuturor neamurilor. Revenind la text, comunitatea evreilor creștini de la Ierusalim trece printr-o perioadă liniștită. Însănătoșirile miraculoase făcute de Petru la Lida, în zdrăvenirea unui paralitic, și la Iope,
readucerea la viața unui muribund, întărea credința adepților. Începe convertirea în rândul armatei romane, odată cu trecerea la creștinism a familiei centurionului roman Cornelius din legiunea Italica, aflată în Cesarea. Centurionul Cornelius era, împreună cu familia sa, un fervent adept al Evangheliei lui Isus, dar nu era botezat în rit mozaic, nu era circumcis. Într-o dimineață, în timp ce Cornelius își făcea rugăciunea, o voce interioară îi spune: trimite acum niște oameni de încredere la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru. La rândul său, Petru era a doua zi la rugăciunea de prânz și are viziunea, o față de masă mare legată de cele patru colțuri, coborându-se și slobozindu-se în jos pe pământ. În ea se aflau tot felul de dobitoace cu patru picioare și târătoare de pe pământ și păsările cerului. Un glas i-a zis: Petre, scoală-te și mănâncă. Nici de cum, Doamne, a răspuns Petru. Niciodată nu am mâncat ceva spurcat sau necurat. Petru se referea la interdicțiile fundamentale, mitzvoturile, porunci obligatorii date de Dumnezeu poporului Israel. Ele se găsesc în textul din Tora, din Vechiul Testament. Sunt 613 porunci. 248 sunt porunci pozitive și 365 sunt porunci negative. Trei dintre poruncile de interdicție au gradul de interdicție absolut. Mai bine să fii omorât decât să le încalci. Cele trei interdicții majore sunt omorul, idolatria, relațiile sexuale interzise. Enumerarea acestor porunci a fost făcută de Maimonide în perioada 1138-1204, în cartea sa Sefer HaMitzvot, Cartea Poruncilor. Revenind la text, glasul i-a zis: ce a curățit Dumnezeu, să nu numești spurcat. Lucrul acesta s-a repetat de trei ori. Petru medita asupra mesajului Forței Supreme când, la poarta casei, niște soldați romani întrebau de el. Îi spun că este invitat de centurionul Cornelius la el acasă, împreună cu însoțitorii săi. Un nou prilej de meditație și rugăciune pentru apostolul Petru spre a se lumina a ce avea de făcut. Un evreu nu avea voie să calce pragul unui necredincios. Se hotărăște să meargă și a treia zi porni spre Cesarea. A patra zi se afla la poarta locuinței lui Cornelius. Acesta l-aștepta împreună cu familia, cu un grup de intimi și sclavii săi. Înainte de a intra, Petru le spune: știți că este absolut interzis unui iudeu să se înfrățească cu un alt neam sau să meargă la el în casă. Dar Dumnezeu m-a îndemnat să nu cred că vreo ființă zămislită de el poate fi spurcată sau impură. Astfel că nu mi-a fost greu să răspund la chemarea voastră. Spuneți acum de ce m-ați chemat. Cornelius îi povestește despre viziunea avută de a-l chema la dânsul. Cele relatate întăresc credința apostolului Petru că cei prezenți trebuie botezați. Adunarea începe cu rugăciune și priveghi alături de el. La un moment dat, la fel ca de Rusalii la Ierusalim, un văl de lumină se coboară asupra întregii adunări. Petru și însoțitorii lui, toți evrei, constată că lumina se cobora asupra tuturor. Înainte de a-i boteza el cu apă, pogora botezul prin Spiritul Sfânt asupra tuturor aflați în incint, stăpâni sau sclavi, circumciși sau nu. Atunci Petru spune: putem refuza botezul prin apă asupra celor ce au primit botezul prin Spiritul Sfânt? Toți cei aflați acolo, indiferent de etnie sau status social, au fost botezați cu apă de apostolul Petru. Reîntors la Ierusalim, Petru are de înfruntat opoziția evreilor creștini față de convertirea păgânilor. Aceștia îl acuzau că nu a respectat strict observanța mozaică, cei noi convertiți nefiind circumciși în prealabil. Se repeta mereu: e nevoie ca ei să fie circumciși și să li se impună legea lui Moise. Li s-au alăturat și evreii creștini din Antiohia, care susțineau să nu se recunoască dreptul la iertarea păcatelor celor ce nu au fost circumciși.
Pavel și Barnabe converteau la creștinism pe acei păgâni care doreau să îmbrățișeze credința în Dumnezeul unic. Era un prim conflict în interiorul bisericii creștine evreiești. Se apropia momentul care să elimine acest echivoc și care să transfere în afara sinagogii epicentrul convertirii la Hristos. Conciliul de la Ierusalim, anul 48, după alte surse, anul 50. C2.2. Cine este poporul lui Dumnezeu? Cornelius, centurionul roman, împreună cu familia sa, prieteni intimi și sclavii lui, au fost botezați de Petru în Cesarea, așa cum am relatat mai sus. Botezul în numele lui Dumnezeu, acordat unora ce nu respectau ritualurile mozaice, părea unor evrei un semn divin, altora un lucru scandalos și de neconceput, în afara legii. Ceea ce se va și întâmpla. De 2000 de ani, cele două credințe surori își desfășoară existența în paralel. Miza, de fapt, era alta. Cine este poporul lui Dumnezeu? Grea întrebare, la care nu pot emite decât o ipoteză de lucru, de luat sau nu în seamă. Pentru a o motiva, ne întoarcem cu circa 3000 de ani în urmă. Moise, primul mare profet al credinței în Spiritul Universal, reda în Geneza, Sefer Bereșit, Cartea Minunată, cele două concepte care definesc poporul ales. Cine sunt? Dumnezeu a zis lui Abraham, să păzești legământul meu, tu și sămânța ta după tine, tot ce este parte bărbătească între voi, va trebui tăiat împrejur, atât robul născut în casă, cât și cel cumpărat. Unde s-a format prima oară? Semiții tale dau țara aceasta de lângă râul Egiptului până la râul Eufrat. Deci, poporul lui Dumnezeu a început cu o familie, prin legământul încheiat de Abraham cu Dumnezeu. Prima familie a lui Dumnezeu nu avea o compoziție etnică pur evreiască, incluzând și pe robi. Aceștia au fost și ei botezați prin circumcizi. Lui Moise îi va aduce tabelele legii, cele 10 porunci, Moise va elabora în Levitic legile sociale de organizare ale acestui popor, la 1300 de ani după Moise, apostolii vor stabili un nou concept al apartenenței la poporul lui Dumnezeu, pentru ca acesta să cuprindă neamuri până la marginea pământului, așa cum ne-a cerut Iisus în ultima comuniune pe muntele Măslinilor de lângă Ierusalim. Pavel va elabora în anii apostolatului regulile și ierarhia comunităților creștine. Peste 700 de ani, Mahomet va aduce credința în Dumnezeu unic fraților semiți ai evreilor, arabi. Notă. Sara, nevasta lui Abraham, nu-i născuse deloc copii. Atunci Sarah, nevasta lui Abraham, a luat pe Agar, roaba ei, și a dat-o de nevastă bărbatului său. Agar a născut lui Abraham un fiu. Și Abraham a pus fiului, pe care i l-a născut Agar, numele de Ismael. Sarah a rămas însărcinată la bătrânețe și a zis, izgonește pe acesta și pe fiul ei. Dumnezeu a zis lui Abraham, fă Sarei tot ce își cere, dar pe fiul tău Ismael îl voi face un nou neam, căci este sămânța ta. Dumnezeu a fost cu copilul care a crescut, a locuit în pustiul Paran și mama sa i-a luat de nevastă din țara Egiptului. Copilul Sarei va fi botezat Israel. Ismael va fi patriarhul poporului arab. Gena ambelor popoare este comună, gena semită. Interesant este și faptul relatat de apostolul Luca, legat de oprirea lui Pavel, de către o viziune nocturnă, de a predica creștinismul în arealul Asiei Mici, unde locuiau arabii, despre care vom mai vorbi în capitolul următor. Ceea ce confirmă ipoteza că poporul lui Dumnezeu devine universal odată cu lucrarea profetului Mahomet. Abraham, Moise, Iisus sunt evrei, Timotei este grecul, Cornelius este romanul, Mahomet este arabul. Popoarele nu sunt decât matca din care apar cei aleși, de la simpli credincioși până la cei inițiați. Toți și-au pus viața sub semnul credinței în Dumnezeu unic, fie că numele său este rostit Iahve, Dumnezeu sau Allah. În fapt, fiecare respectă propriul jurământ încheiat cu Dumnezeu. Cui folosește această ipoteză? În primul rând, ea relevă faptul că poporul iudeu
primul format în adevărata credință, prin apostolatul evreilor creștini, deschide calea aderării altor neamuri la credința monoteistă. Credința adâncă și nu etnia, iubirea de semeni, nu patimile și bogăția, dăruirea sufletească și nu jertfa de obiecte, ființe și bani, acestea sunt caracteristicile fiilor acestui popor al lui Dumnezeu. Botezul acordat de apostol păgânilor a invalidat teza dogmei mozaice ca fiind singura deținătoare a misterului credinței în Dumnezeul unic, dar nu a exclus-o în niciun fel. În nicio cuvântare a apostolilor, în niciun text al evanghelilor creștine, nici în Coran, Mahomed nu îi culpabilizează pe evrei in corpore, ci numai pe cei ce și-au omorât profeții. Este adevărat că, de-a lungul a 2000 de ani, au fost slujitori ai celor trei culte ce au îndemnat la intoleranță și ură față de cei din rândul lor care au deviat în interior sau spre alte credințe monoteiste. Milioane de martiri ai celor trei religii dau mărturii, dar asta aparține nu poporului lui Dumnezeu, ci oamenilor. Omar Khayyam, poet, filosof și inițiat arab, spunea: Dumnezeu este unul, oamenii l-au făcut mai mulți. De ce? Într-adevăr, numai El știe. Poate că, la timpul macrocosmic de milioane de ani, dimensiunea 10.000 de ani în care oamenii vor realiza prin ei înșiși unitatea în credință, este un dat temporal. C.2.3. Conciliul de la Ierusalim. Anul 50, din alte surse 48, era creștină, a reprezentat un moment de vârf în disputa ce avea loc de ceva timp în sânul bisericii de la Ierusalim. Unii susțineau că și noi adepți neevrei trebuie să respecte cu strictețe ritualul mozaic. Ceilalți optau pentru un număr minim de restricții, având în vedere că populația din care proveneau noi adepți nu avea nici pregătirea, nici antrenamentul din adolescență necesar respectării ritualului mozaic. Trebuie menționat că instruirea oricărui evreu începe de la vârsta de 3 ani sub diverse forme, funcție de comunitatea de care aparține și nu în ultimul rând de exigențele religioase ale familiilor din care provine și de posibilitățile materiale ale părinților. Participarea la diverse forme periodice de educație iudaică include studiul pasajelor din Tora, adaptat la nivelul vârstei, concursuri pentru cei mici cu teme legate de asimilarea tradițiilor iudaice, masa de șabat care este însoțită de povestiri biblice și cântece, dansuri, participarea la slujba de șabat, la comemorări și sărbători din templu, la coruri pe diverse vârste, formații muzicale. Adolescenții participă la slujbe și sunt desemnați alături de cei maturi pentru a citi și comenta textele din Tora. La 13 ani, 12 pentru fete, sunt confirmați în urma unui examen al învățaților în prezența celor din templu, privind cunoștințele în învățarea Torei și respectarea perceptelor de comportament ale cultului mozaic în comunitate. Tot acest eșafodaj spiritual și comunitar crea obișnuința de a respecta de la sine restricțiile ritualului mozaic. Pentru cei din alte neamuri, evident că nu le era la îndemână să o fac. Riscau să piardă adepți fervenți. S-a hotărât reunirea unui conciliu la Ierusalim pentru tranșarea disputei. Grupul tradiționalilor, format din rabini convertiți la creștinism, care cereau stricta respectare a observanței mozaice de către neofiți, era condus de Iacob cel Mic. Din celălalt grup făceau parte Petru, Ioan, Barnabe, Pavel. Petru argumenta astfel, un minim de restrict: frați, știți că din primele zile Domnul m-a ales prin voi pentru a duce păgânilor cuvântul și vestea bună, reînvierea lui Iisus, pentru ca ei să îmbrățișeze credința. Dumnezeu, care le cunoaște sufletele, a depus mărturie în favoarea lor pentru că și-au purificat inima prin credință. De ce încercați să vă puneți împotriva lui Dumnezeu, impunând discipolilor un jug pe care părinții noștri și nici noi nu l-am putut duce? De fapt, prin grația Domnului nostru Iisus, noi ne credem salvați exact ca și ei. Au continuat să pledeze Pavel, Barnabe, relatând convertirea oamenilor de diverse neamuri și condiții sociale.
de adevărata credință de care aceștia dădeau dovadă, indiferent de rang sau de vechea religie avută. La sfârșit a luat cuvânt Iacob cel Mic, în calitate de conducător al Bisericii Evreilor Creștini din Ierusalim. Frați, ascultați-mă! Simon, este vorba de Simon Petru, a vorbit cum de la început Dumnezeu ne-a scos dintre păgâni, făcând din noi poporul dăruit numelui Său. Profeții au spus, după aceea voi reveni, voi reconstrui opera lui David care va fi distrusă, voi reface ruinele și voi construi cu scopul ca toată omenirea să-L caute pe Dumnezeu, astfel ca neamurile să fie consacrate numelui Meu. De aceea cred că nu trebuie obligați acei din păgâni care se convertesc să li se ceară numai să se abțină de la sacrificii de carne pentru idoli, legături nelegitime, de a nu consuma carne de animale sugrumate și de la sânge. Căci din cele mai vechi timpuri, Moise a avut în fiecare oraș predicatori care le citesc în sinagogi de șabat. S-a întocmit epistola Bisericii Evreilor Creștini de la Ierusalim și au fost delegați cei ce urmau să o ducă la cunoștința bisericilor creștine înființate. Deoarece acest document este crucial în evoluția ulterioară a evangelizării creștine, pe de o parte, și a relației dintre evreii creștini și evreii mozaici, pe de altă parte, îl redau integral. Apostol, prezbiter și frați către frații din neamuri care sunt în Antiohia, Siria, Cilicia, vă salutăm. Fiindcă am auzit că unii, precați dintre noi, fără nicio însărcinare din partea noastră, v-au tulburat sufletele prin vorbirile lor și v-au zdruncinat sufletele zicând să vă tăiați împrejur și să păziți legea, noi, după ce ne-am adunat cu toții la oaltă cu un gând, am găsit cu cale să alegem niște oameni și să-i trimitem la voi, împreună cu prea iubiții noștri Pavel și Barnabe, oamenii aceștia care și-au pus în joc viața pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos. Căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă să nu mai punem pe voi nicio altă greutate decât cea care trebuie, adică să vă feriți de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de animale sugrumate, de curvie, lucruri care, dacă vă veți păzi, va fi bine de voi. Fiți sănătoși! Sunt desemnați a duce și explica epistola Silas, Barsabas, Barnabe, Pavel. La cele de mai sus aș adăuga că epistola a marcat începutul sfârșitului Bisericii Evreilor Creștini de la Ierusalim. Deja tetrarhul Irod Agripa decapitase mișcarea prin arestarea capetelor bisericii de la Ierusalim, Iacob cel Mare și Petru, în anul 42. În mod miraculos, Petru a scăpat și a părăsit Ierusalimul. Notă. Agripa I devine rege al regiunilor tetrarhice Filip și Lisania în anul 37, în anul 39 al Galilei și Perei, în anul 41 al Iudeii și Samariei. La moartea sa, în anul 44, teritoriul va trece, în afară de un mic teritoriu din jurul Cesarei, atribuit lui Agripa al II-lea, sub administrarea unui procuror roman. După înfrângerea evreilor de către legiunile romane, în războiul iudaic din anul 71, Palestina devine provincie romană. Iacob cel Mare a fost decapitat. Iacob cel Mic a preluat conducerea comunității. Decimați, izolați și marginalizați de rabinii mozaici, evreii creștini se vor răspândi în comunitățile evreiești de-a lungul întregului Imperiu Roman în următoarea sută de ani. Vor suporta apoi neîncrederea și intoleranța unor creștini ca fiind evrei, fii ai poporului ce l-au omorât pe Iisus. Evreii creștini, ca și comunitățile lor, vor dispărea din mesianismul creștin. Dialectica lui Dumnezeu ne confirmă nu odată că orice destrămare conține în germene o renaștere. Cum? În ce context? Cine? Nu știu. Capitolul 3. Convertirea păgânilor de către evreii creștini. C3.1. Convertirea rabinului Saul. Rabinul Saul s-a născut în Tars. Data nașterii este localizată după diverse surse între anii 5 și 10. Familia sa era de rang nobil din tribul lui Saul.
Tatăl său era negustor ce primise cetățenie romană ca semn al cooperării cu administrația imperială. Tânărul Saul a urmat școala de inițiere rabinică sub îndrumarea eruditului rabin Gamaliel cel Bătrân. Devine un membru de prim rang al Sanhedrinului din Marele Templu Mozaic. Ia parte asiduă la prigonirea evreilor trecuți la secta Evangheliei lui Isus, după propria mărturie, când a avut loc lapidarea Sfântului Diacon Ștefan, el era cel ce a păzit hainele ucigașilor. Cere și primește aprobarea marului rabin Caiafa de a prigoni comunitatea creștină din Damasc, unde pleacă cu un grup de tineri rabini, discipoli și prieteni. În drum spre Damasc, o lumină puternică cuprinde grupul, focalizându-se pe rabinul Saul. El cade la pământ cu fața în praful drumului. O voce pe care numai el o aude rostește: Saule, Saule, de ce mă persecuți? Cine ești tu, Doamne? Întreabă tânărul rabin îngrozit. Eu sunt Iisus Nazariteanul pe care tu îl persecuți. Scoală-te, intră în oraș și ți se va spune ce să faci. Saul îndreaptă privirea spre cer, dar nu vede nimic. Camarazii săi priveau cu spaimă la mentorul lor, care se comporta ca un orb. L-au ridicat din praful drumului și l-au dus de brațe. Rabinul a stat 3 zile în post negru și rugăciune. El, inițiat fiind în tainele legii, știa că pierderea vederii este un semn al forței supreme. Știa că trebuie să se roage, să se căiască pentru a afla motivul pedepsei și ce urma să fie. În a 4-a zi, la el vine un evreu respectat în comunitatea din Damasc și fervent adept al sectei creștine din oraș, Anania. Pune mâna pe umerii penitentului și întreabă dacă acest om merită mântuit de pedeapsă. Doamne, am auzit multă lume vorbind despre răul făcut de acest om sfinților tăi de la Ierusalim, cum a venit aici investit cu toate puterile pentru a înlănțui pe credincioșii tăi. Anania are viziunea unei voci interioare care spune: Fă-o, căci prin el voi răspândi credința printre popoarele păgâne. Voi converti pe regi și pe copiii lui Israel. Eu însumi îi voi spune care este drumul suferinței sale în numele meu. Anania a primit harul de a reda vederea lui Saul, după care îi administrează botezul cu apă. A stat lângă el până ce acesta s-a îndrăvenit. Este de presupus că în acele zile au existat între cei doi învățați evrei îndelungi dialoguri legate de Evanghelia lui Isus. După ce a fost în stare să meargă, la primul șabat, Saul intră în templul mozaic din Damasc. În fața asistenței uluite, el începe prin a predica Evanghelia lui Isus și a depune mărturia sa privind calitatea de Mesia a profetului crucificat și reînvierea acestuia. Lumea se întreba: cum acesta este prigonitorul adepților lui Isus? Toți știau că rabinul care le vorbea acum era trimis de marele preot de la Ierusalim să stârpească pe adepții lui Isus din Damasc. Imediat, habodnicii mozaici plănuiesc uciderea lui. Notă: habodnic, termen ce desemnează adept intolerant la interpretări variate al unei dogme, diferite de a lui, pe care, evident, o crede singura și cea mai bună. Termenul echivalent este bigot sau fundamentalist. Revin la text. Saul este salvat de grupul de discipoli rămași credincioși. Îl trec întoi o nopți peste zidul cetății Damascului. Reîntors la Ierusalim, încearcă să ia legătura cu mentorii comunității creștine, dar peste tot este întâmpinat cu suspiciune și ură. Reacții firești, având în vedere rolul său cu nu mult timp înainte. A fost rândul lui Barnabe să se facă chezaș pentru Saul, relatând cele întâmplate la Damasc. Totuși, cei prigoniți, mai ales eleniștii, plănuiau să-l omoare. Urmărit fiind și de slujbașii templului pentru același nobil scop, mai mari comunității creștine se hotărăsc să-l trimită pentru un timp în Tarsul său natal. Rolul apostolic al celui care își va schimba odată cu orientarea spre creștinism și numele, rabinul Saul devenind apostolul Pavel, va fi relatat în cele ce urmează. Traseul său misionar se desfășoară între Ierusalim, Antiohia, Grecia, până la Roma
și neconfirmat pe date certe în Spania. Cele întâmplate la Damasc au și o altă semnificație. Indiferent de natura explicabilului sau a inexplicabilului în cele petrecute la Damasc, nu se poate ignora că s-a produs o mutație adâncă în personalitatea unui rabin îndelung instruit în tainele ezoteriei scripturilor mozaice a legilor din Tora. Opțiunea lui Saul de a deveni misionar al Evangheliei lui Isus va avea un rol capital în evangelizarea popoarelor închinătoare la idoli din spațiul mediteranean în următorii 30 de ani. Tăria de caracter a omului din tribul Saul, asociată cu energiile ezoterice investite, odată cu botezul prin Spiritul Sfânt pentru a însănătoși bolnavii, harul său de orator și organizator al formelor de cult creștin și a ritualului din cadrul comunității creștine vor deveni adevărate arme. Cu ele va înfrunta pe detractorii săi din propriul neam, administratorii Imperiului Roman, dând speranță celor ce căutau un reazăm sufletesc în fața vicistitudinilor vieții. De aceea dimensiunea destinului său singular, modul în care cu mâinile goale a înfruntat cele mai tari centre de putere religioasă din Ierusalim, Antiohia, Atena, Roma și civilă din acea vreme, merită urmărită nu numai în plan apostolic, ci ca un exemplu al forței pe care o generează la o ființă umană dăruirea. C3.2. Evanghelizarea la Roma. Impactul, cum am spune noi acum, mediatic, al creștinismului în centrul Imperiului de la Roma este relatat de renegatul general iudeu Iosefus Flavius în Antichități Iudaice, paragrafele 18, 89 și 95. Anume că imperatorul Tiberiu a dat dispoziție legatului de Siria Vitellius să-l destituie pe rabinul șef al Sanhedrinului Caiafa pentru uciderea lui Ștefan, precum și destituirea lui Pilat, cum am mai menționat. Acesta, din urmă, va fi înlocuit de un anume senator Marcel. Senatorul Marcel este menționat într-un apocrif de proveniență asiatică din secolul II era creștină, anume Faptele lui Vericeli, că l-a găzduit pe apostolul Petru la Roma. Revin la text. Această acțiune era rezultatul percepției celor întâmplate la Ierusalim, avute de către diriguitorul Imperiului din acel moment. Lipsa de legalitate în virtutea legii romane, a procesului lui Crestus și a proceselor de prigonire a adepților acestuia, inclusiv lapidarea Sfântului Diacon Ștefan. Tertulian, filosof și istoric roman, prezintă aserțiunea în Apologetico, paragraful 5.2. El relatează că împăratul Tiberiu a propus în senatul roman o lege prin care se împiedică orice acțiune împotriva creștinilor. El atribuie acestui împărat prima inițiativă de recunoaștere a caracterului legal al cultului creștin. Senatorii s-au opus, motivând că fiind o mișcare religioasă autonomă, fără a avea bază etnică unică, putea duce la discrepanțe și frământări sociale. Decretul Senatului conținea sintagma non licit esse Christianos. Împăratul Tiberiu neutralizează pe moment consecințele votului din Senat, motivând că el nu face nicio deosebire între evrei și creștini, și unii și alții fiind tot evrei. Senatorul și istoricul Tacit relatează că în anul 42, la începutul domniei lui Claudiu, soția generalului Aulo Plauziu, conducător al legiunilor ce au supus Bretania, Pomponia Grecina, s-a convertit la creștinism, sub oblăduirea apostolului Petru. Urmarea este că generalul vrea să se retragă cu familia din mediul corupt al Romei imperiale. Notă: o inscripție creștină, aflată în partea antică a catacombei Sfântului Calist, poartă numele Pomponios Grecinos, mărturia convertirii la creștinism a unei ilustre familii aristocratice de la Roma. Sosirea lui Petru la Roma este datată pe anul 42 de către Eusebiu, în cronica, astfel: la începutul principatului lui Claudiu, providența l-a luat de mână pe Petru și l-a condus la Roma, după traducerea în latină a lui Ieronim. Revin la text. Clement Alexandrinu susține că mulți nobili, cezarieni și cavaleri romani s-au convertit la vestirea lui Petru și au cerut lui Marcu să scrie învățăturile predicate de apostol. Nu au lipsit convertirile în rândul
celor din comunitatea evreilor de la Roma, lucru care provoacă iritarea coreligionarilor mozaici. Aceștia obțin expulzarea unor evrei convertiți la creștinism de la împăratul Claudiu, în jurul anului 50. Evreii Achila și Priscila, despre care Luca spune că au fost expulzați din Roma, vor fi cei ce îl vor întâlni pe Pavel în Corint în anul 51. Capitolul 3, C3.3. Prima evangelizare a lui Pavel în Cipru. Antiohia, capitala provinciei Siria, era ca mărimea a treia mare urbe din Imperiul Roman. O depășeau ca număr de locuitori doar Roma și Alexandria. Aici a început prima misiune apostolică a lui Pavel pentru a converti și îndruma pe noi adepți. Era trimis, la 12 ani după convertirea sa, de către apostolii bisericii de la Ierusalim. Barnabe îl însoțea în acea grea misiune printre greci, convins că miracolul convertirii fostului rabin Saul va da roade. În Antiohia, evangelizări se făceau și de către evreii eleniști, dar numai în rândul comunităților evreiești. Pavel și Barnabe au trecut la evangelizarea neevreilor, cu toată opoziția prezbiterilor evrei care nu se puteau împăca de rogări de la respectarea legii lui Moise. Aici apare numele de secta lui Crestus, ca un stigmat. Dar tot aici, Pavel va edifica o puternică comunitate creștină a păgânilor. La Salamina va începe prin a predica în sinagogă, unde spune mărturia sa privind calitatea de Mesia și reînvierea lui Isus. El folosea argumente citând texte din Tora. Acest mod de abordare va fi utilizat de apostol printre coreligionarii mozaici până la sfârșitul zilelor sale. La Pafos, un magician evreu, Bar Iesus, încearcă să discrediteze pe cei din grupul lui Pavel în fața proconsului Sergius Paulus. Orbește la invocația lui Pavel, om plin de toată viclenia și de toată răutatea, fiu al diavolului, vrăjmaș al oricărei neprihăniri, nu încetezi tu să încalci căile drepte ale Domnului? Acum, iată că mâna Domnului este împotriva ta, vei fi orb și nu vei vedea soarele până la o vreme. Uluiți de forța ezoterică ce emana din credința apostolului, mulți din anturajul demnitarului roman cer să fie botezați. Pavel continuă să predice în localitățile de pe litoralul cretan. Într-o dimineață a intrat în sinagoga din Antiohia de Pisida. S-a așezat alături de ceilalți, participând la rugăciune. La sfârșitul slujbei, când rabinul a rostit fraza, fraților, dacă aveți ceva de spus pentru încurajarea poporului, faceți-o, el se ridică cu pumnul strâns și degetul mic în sus, rostind: oamenii ai lui Israel și voi, cei ce vă temeți de Dumnezeu, ascultați, Dumnezeul acestui popor, Dumnezeul lui Israel, a ales pe părinții noștri și i-a făcut să crească în timpul exilului în Egipt. Pe urmă, folosind forța sa, i-a făcut să scape din sclavie și 40 de ani i-a îndrumat prin deșert. Apoi, exterminând 7 popoare de pe pământul Canaanului, i-a pus în posesia țării lor, timp de 450 de ani. După aceste lucruri, le-a dat pe judecători până la prorocul Samuel. După aceea i s-a cerut un rege. Ne-l-a dat pe Saul, fiul lui Cis, din tribul Beniamin. După ce a fost îndepărtat, Dumnezeu l-a dat pe David. Din descendența acestuia s-a născut Isus ca Mesia. Ioan Botezătorul a pregătit venirea sa prin administrarea noului botez. La sfârșitul misiunii sale a spus: cel ce credeți că sunt, eu nu sunt. Dar iată, venind după mine, pe cel ce nu sunt demn să ating sandalele. Frați, copiii voștri din rasa lui Abraham și voi cei de față, vouă vă este adresat acest mesaj. De altfel, locuitorii Ierusalimului și șefii lor mozaici au împlinit cuvintele profeților, care erau citite la fiecare șabat. Fără să găsească motiv, l-au condamnat și au cerut lui Pilat să-l omoare pe Iisus. Și tot cum s-a scris de profeți, l-au coborât de pe cruce și l-au pus în mormânt. Dar Dumnezeu l-a reînviat. Preț de mai multe zile, el a apărut celor ce au venit cu el din Galileea. Aceștia sunt martorii lui în fața poporului. Și noi anunțăm buna vestire, promisiunea făcută părinților noștri, în favoarea copilului Dumnezeu, venirea lui Mesia, a împlinit-o. L-a reînviat pe Iisus, așa cum este scris în Psalmi:
tu ești fiul meu, eu însumi astăzi te-am născut și te voi ocroti. Iar ce Dumnezeu ne-a dat prin reînvierea sa și nu poate fi pus la îndoială, sunt aceste cuvinte. Vă voi da lucrurile sfinte ale lui David, acelea care sunt demne de încredere. Aflați, deci, frați, că prin el iertarea păcatelor vă este anunțată, toată iertarea ce nu o puteți obține prin legea lui Moise, prin el o puteți avea. Luați aminte să nu vi se întâmple ceea ce este scris în profeți. Uitați-vă cei plini de sine, fiți mirați de ce nu înțelegeți și pieriți. Pentru că, începând din vremea voastră, voi face o lucrare pe care nu o veți crede niciodată, dacă va istorisi-o cineva. Impresionați de forța argumentării și modul în care o susținuse, mulți din adunare au cerut să se reîntâlnească. La șabatul următor, cei ce simțeau încălcată credința mozaică l-au amenințat și bagiocorit, atunci când, din nou, a cerut să vorbească. Pavel le-a spus, am vrut să vă anunț întâi vouă cuvântul Domnului, pentru că respingeți și nu vă considerați demn de viața eternă, ne vom îndrepta către păgâni, căci astfel a zis Dumnezeu, te-am pus să fii lumina popoarelor pentru ca tu să duci mesajul până la extremitățile pământului. Pavel continua evangelizarea populației fără să țină cont de protestele fundamentaliștilor evrei. Aceștia se hotărâ să-l omoare. Într-o zi îl prind, îl duc la marginea urbei și îl bat crunt. Crezându-l mort, îi lasă trupul acolo. Vestea s-a răspândit și la însoțitorii săi, care, speriați, nu s-au dus să vadă trupul, dar se rugau pentru cel crezut mort. Forța divină l-a ținut în viață. Pavel își revine singur și se reîntoarce printre ai săi, în timpul rugăciunii pentru sufletul său. Însoțitorii au văzut în aceasta semnul mâinii ocrotitoare a lui Iisus. Ultima localitate vizitată în insulă a fost Derbe. Aici, un număr mare de oameni, evrei sau nu, s-au convertit la creștinism, formând o nouă comunitate. Grupul misional revine în Antiohia, unde Pavel și Barnabe vor organiza și conduce biserica creștină până la plecarea spre Ierusalim. Conciliul Bisericii Iudeo-Creștine de la Ierusalim a avut loc, după surse diferite consultate, în anii 48 sau 50. Aici apostolii evangelizării creștinilor de către evrei vor stabili o serie de legi și proceduri fundamentale ale creștinismului. Creștinii din Antiohia, în prima zi a săptămânii, erau uniți pentru a frânge pâinea, așa cum va constata Luca la Troas în 57. Astfel, duminica, ziua învierii lui Iisus, se afirmă ca sărbătoare creștină, în timp ce la evrei mozaici ziua de sărbătoare este sâmbăta. Este stabilită prima ierarhie ecleziastică. Este definit conceptul de profet creștin ca prim rang după apostol, cu menirea de a interpreta prin iluminarea spiritului său vechile scripturi și sensurile ascunse ale viitorului în vorbele, faptele și pildele din Evanghelia lui Iisus. Apocalipsa după Ioan este un exemplu în acest sens. Urmau pe scara ierarhică prezbiterii, care aveau menirea de a răspândi crezul creștin, a evangheliza și a veghea asupra comunităților de credincioși. C.3.4. Misiunile apostolice în Macedonia și Grecia. După conciliul de la Ierusalim și o scurtă ședere în Antiohia, Pavel și Barnabe își reiau traseul misionar separat. Barnabe și Ioan Marcu se reîntorc în Cipru, Pavel, însoțit de Silas, va începe al doilea traseu misionar între anii 50 și 52, ce se va finaliza prin înființarea comunităților din Filipium, Corint, Atena. Primul drum va trece prin Siria și Cilicia. Aici ei creștinează, instruiesc și întăresc în credință pe cei deja creștinați. Pavel avea intenția să înceapă un traseu misionar în Asia, dar în localitatea Misia, viziunea ce o are îl oprește din drum. Oprirea la granițele Asiei, care peste 700 de ani va fi leagănul unei noi ramuri ale trunchiului credinței în Dumnezeu unic, prin profetul Mahomet. Acesta va recunoaște în surele din Coran ca antecesor ai săi pe Abraham, Moise, Ilie, Isus. Îl va numi pe Dumnezeu Allah. Există o premiză a emergenței în diversitate a celor trei ramuri ale aceluiași popor spiritual al lui Dumnezeu.
anihilată de păstori fundamentaliști ai celor trei religii, asociindu-le cu interese de conjunctură ale puterilor lumești. Fără a ține cont de filonul ezoteric comun, Vechiul Testament, Noul Testament și Coranul, Pavel se reîntoarce la Troas. O nouă viziune îi se relevă ca fiind a unui macedonean ce-l cheamă la el. Se îmbarcă împreună cu însoțitorii săi spre Filipium, capitala de atunci a Macedoniei. În cursul acestei călătorii, la Listros, are loc alegerea unui nou discipol pentru a fi instruit, Timotei. Pentru a nu crea vrajbă în rândul fidelilor săi, el botează noul emul întâi în rit mozaic prin circumcizia, apoi îl consacră cu botezul creștin. Era o nouă derogare de la legea lui Moise, pe care Pavel, după adâncă meditație, a făcut-o. O altă întâmplare a fost arestarea și închiderea lor în pușcărie pentru că au eliberat o tânără femeie posedată de transe divinatorii. Arestarea s-a făcut la plângerea celor ce o exploatau prin târguri, obținând bani de pe urma stărilor ei extatice. Rugăciunile celor doi între zidurile închisorii au fost însoțite de un cutremur care a scuturat incinta în toiul nopții. Ușile s-au deschis și lanțurile s-au rupt. Speriat că deținuții vor fugi, paznicul închisorii a vrut să se omoare pentru a nu fi tras la răspundere de autorități. Pavel i-a zis: "Nu te omorâ, suntem toți aici." Uimit, omul i se aruncă la picioare. Îl ia la el acasă și îi îngrijește rănile pricinuite de căderea zidului. Cere să fie botezat împreună cu familia sa. A doua zi, strategul cetății, impresionat de comportamentul deținuților, trimite un curier să-i anunțe că sunt liberi. Dar Pavel și Silas spun că sunt cetățeni romani, nu pot fi eliberați decât de un roman. Atunci, strategul vine personal să le comunice decizia sa. Tot pe acest drum, la Troas, se alătură grupul misionar al lui Luca. Faptul apare în text discret, prin trecerea de la persoana a treia la persoana a doua plural. Este încă o dovadă a modestiei acestui părinte creștin. După o scurtă escală la Lida, ajunge la Salonic. Primul drum al apostolului a fost, după metoda deja știută, la sinagoga din oraș. Aici predică din nou evreilor despre vestea bună a reînvierii lui Iisus, chemându-i a se reboteza. Este primit cu drag de evreul Iason, o personalitate a comunității evreilor din oraș. Dar, în ziua următoare, un grup isterizat de evrei îl târesc pe Iason în fața autorității romane. Motivul era că găzduiește niște oameni care au revoluționat o lume întreagă, contravenind edictelor lui Cezar, afirmând că există un alt rege, Iisus. Această teză, în ghilimele, va fi repetată cu obstinație de la crucificarea lui Iisus și până la dispariția evreilor creștini ca grup distinct în biserica creștină, fiind un motiv în fața oricărei autorități militare sau civile romane. Aria calomniei era, se pare, pentru habotnicii mozaici deasupra celor 10 porunci. În realitate, evreii, primii creștini, nu îl invocau pe Iisus ca pe o autoritate lumească. El era regele lor spiritual, sau mai simplu, Fiul lui Dumnezeu. Notabilitățile comunitare evreiești au exploatat confuzia de termeni, orgoliile puterii romane, orice pentru a-i prigoni sau măcar a-i face să plece dintre ei cât mai repede pe cei ce îi chemau pe toți evreii și pe ceilalți la o nouă formă de existență spirituală și de organizare comunitară, prin preponderența conceptului moral asupra lumii materiale. Pentru a nu provoca mai mult prigoana împotriva evreilor creștinați, Pavel hotărâ plecarea din Salonic spre Atena, luând cu el un nou discipol, pe Aristar. Următoarea escală a fost la Bere și aici a studiat în sinagogă de șabat cu învățații evrei cărțile sfinte. Aceștia au confirmat exactitatea textelor citite de apostol din Tora, texte care confirmau venirea și crucificarea Fiului Omului. Cu toate că cei din Salonic au trimis evrei care să semene vrajbă față de evreii creștini din jurul misionarului Pavel, comunitatea din Bere a rămas în limitele decenței. Un număr de evrei au cerut să fie botezați. Pavel îl lasă pe Silas să continue a predica acestora.
El, împreună cu Timotei, se îndreaptă spre Atena. Centrul spiritual al culturii elene, Atena, era sediul școlilor filozofice rămase după cele 4 secole de aur ale Eladei, epicurienii și stoici. Atena era acum o provincie romană în care spiritul grec promovat de Pitagora sau Platon nu era decât o umbră. Dar orgoliile vestigilor ezoteriei delfice îi făceau pe învățații greci să fie, în ghilimele, suficienți, impenetrabil la demersul ezoteric religios de altă sorginte, inclusiv cel creștin. De aceea, după câteva dezbateri publice, filozofii greci i-au târât pe evreii din jurul lui Pavel în fața Areopagului. În fața forului de decizie supremă atenian, Pavel a luat cuvântul în apărarea grupului său, a dreptului de a se manifesta liber prin credință în teritoriul Atenei, spunând: atenieni de toate condițiile, vă văd ca fiind cei mai credincioși dintre oameni. Mergând prin orașul vostru, văzând monumentele voastre sacre, am găsit unul pe care era inscripția: Dumnezeul necunoscut. Ei bine, pe cel ce-l adorați fără să-l cunoașteți, eu vin să vi-l anunț. Zeul care a făcut lumea cu tot ce se găsește în ea, Dumnezeul cerului și al pământului, nu locuiește în temple făcute de mâna omului. El care a dat viață tuturor ființelor. Dacă, dintr-un principiu unic, El a creat specia umană care trăiește pe suprafața Pământului, dacă a fixat perioade determinate și limitele spațiului de viață uman, a făcut-o pentru a-i face pe oameni să caute divinitatea, de a o întâlni prin căutări. Este aproape de fiecare din noi, căci în noi avem viața, mișcarea și ființa. De altfel, câțiva dintre ai voștri au spus: căci noi suntem din rasa Lui. Dacă noi suntem din rasa Lui Dumnezeu, noi nu trebuie să gândim divinitatea asemănătoare cu aurul, argintul sau piatra prelucrată prin arta sau prin geniul omului. Iată că Dumnezeu dorește să facă cunoscut oamenilor că a venit clipa ispășirii păcatelor. Pentru că El a fixat o zi pentru judecată, oferind prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă de netăgăduit prin faptul că l-a reînviat din morți. Notă: aici Pavel folosește argumentul din Vechiul Testament, invocat și de Sfântul Ștefan, în ultima cuvântare, înainte de a fi lapidat: cerul este trupul meu și pământul este la picioarele mele. Ce casă să-mi construiți, care va fi locul odihnei mele? Oare nu cu mâna mea am făcut toate acestea? Revin la text. Acesta era mesajul inițiatic pe care apostolul Pavel l-a transmis atenienilor, numai că nu prea a avut cui. Areopagul nu îl consideră vinovat pentru convingeri și îl lasă să plece. Doar câțiva îl vor urma pe misionar. Printre ei și Dionisie Areopagitul. Reîntorși din Atena, ei trec prin Bere, îl iau pe Silas și se îndreaptă spre Corint, capitala provinciei romane, Ahaia. Populația de diverse proveniențe etnice adoptase în mare majoritate cetățenia romană. Activitatea comercială ce lega portul Corint cu tot spațiul mediteranean, ajungând în Africa și Asia, atrăgea comercianți de toate neamurile, dând orașului un caracter cosmopolit. Comunitatea de evrei din Corint era foarte înstărită și aici, de fiecare șabat, grupul de evrei creștini din jurul lui Pavel mergea la sinagogă. Comentau alături de confraților mozaici textele din Tora, încercând să-i convingă prin discursul lor că Iisus este Mesia, profetizat și așteptat, prevestit de Isaia. În ce privește pe greci și pe cei din alte rase, Pavel îi familiariza cu perceptele legii lui Moise, dându-le apoi lumina cunoașterii cuprinsă în Evanghelia lui Iisus. Rabinul șef al sinagogii, Crispus, s-a botezat. Majoritatea evreilor erau neîncrezători. Trebuie spus că, fără a fi menționat de Luca, un factor major de neîncredere îl constituia trecerea în aceeași religie cu păgânii, ceea ce pentru evreu obișnuit, fie el bogat sau sărac, însemna să renunțe la atributul de fiu al poporului ales, de care era așa mândru.
În mod natural, convertirea evreilor și a neevreilor la un loc a îngustat marja evangelizării printre evrei. Dar acesta era drumul, chiar dacă dureros pentru evreii creștini. Ei erau conștienți de forța de repudiere iudaică a celor apostați, cu atât mai de admirat puterea lor de sacrificiu personal și social major făcut în credința lor pentru Domnul Iisus. Într-o zi, ca răspuns la injuriile proferate în adunarea din sinagogă, Pavel și-a rupt hainele de pe el și a zis: „Fie ca sângele vostru să cadă pe capetele voastre. În ce mă privește, sunt pur și de altfel voi merge la păgâni.” Până la sfârșitul zilelor sale, Pavel va continua să evangelizeze evrei, împotriva psihozei create de fanaticii cultului mozaic, pretutindeni unde el ajungea. Incidentul relatat mai sus redă latura tragică a misionarismului evreilor creștini în general și al celui pavelian în toată dimensiunea lui umană, indiferent de datumul de rasă, religie sau trib iudaic din care provenea. De aceea și lupta între oficialitățile comunitare și grupul evreilor creștini strânși în jurul apostolului era pe viață și pe moarte. Odată ieșit din spațiul fiilor lui Israel, prin desfințarea adepților evrei creștini, creștinismul nu a mai constituit un pericol pentru evreii mozaici. De-a lungul secolelor ce au urmat, învățați, medici, trezorieri, evrei s-au aflat într-o infrastructură de cooperare cu biserica și instituțiile creștine, dar nu cu evreii creștini, pe care și acum îi privesc fără ura antecesorilor, dar paradoxați, gen: ce înseamnă asta? Un fel de struțo cămilă. Și nu sunt de blamat, ca oameni și ca credință. Gestul ruperii hainelor are în tradiția evrească un rol ezoteric, marcând o ruptură, o profundă nemulțumire a celui ce o face. Expresia „sângele vostru să cadă pe capetele voastre” nu este o simplă amenințare sau invocare a răzbunării. Este metafora pedepsei divine. A te pedepsi pe tine însuți. Dacă, și atunci când Dumnezeu va vrea, mințile noastre, ale urmașilor noștri, se vor limpezi altfel. Oricum, meritul evreilor creștini de atunci a fost de a avea tenacitatea evreiască și credința în Iisus pentru a începe drumul prorocit. Este un fapt, chiar dacă este negat sau sublimat. În primăvara anului 52, evreii ostili lui Pavel îl duc în fața judecății proconsului Ahaiei, Galion, susținând că ar fi predicat în sinagogi împotriva legii mozaice. Pavel nu a apucat să se apere. Demnitarul roman îl eliberează zicând: „Dacă este vorba de un delict sau o faptă rea, aș fi primit, iudei, plângerea ca rezonabilă. Dar pentru că este vorba de contestarea unor cuvinte și nume din propria voastră lege, vă rămâne vouă să vedeți. Să fiu eu judecător, în acest caz, refuz.” Tot ce au mai putut face acești oameni furioși a fost să-l prindă pe un adept al lui Pavel, Sostene, un rabin trecut la creștinism, și să-l bată în fața clădirii tribunalului. La încheierea misiunii din Corint, grupul lui Pavel se îndreaptă spre locul de plecare, Antiohia. În drum, ei se opresc la Efes. Aici este înconjurat cu dragoste de evrei, care îl roagă să mai rămână. Pavel le promite că va reveni. Astfel se încheie a doua misiune a lui Pavel printre păgâni. Ea a arătat că alegerea mediului grec a fost benefică, ca un prim pas spre exteriorul spațiului iudaic. Semnificativ este faptul că această cucerire teritorială, în ghilimele, s-a făcut în circa 2 ani, fără arme, fără a avea forța unei oligarhii religioase de talia celei mozaice în spate, sau militare, cum era cea a Imperiului Roman. Asta pentru că Pavel mobiliza altceva, forța convingerii, forța spiritului său, al faptelor sale benefice. Dimensiunea numerică și calitativă a convertirilor, chiar în rândul evreilor, i-a făcut pe cei ce doreau uciderea misionarilor să fie mai prudenți în a practica linșajul în public. A fost o perioadă de înflorire a comunității de evrei creștini în afara Iudeii. De câștigat, au avut de câștigat, de exemplu, toate comunitățile evrești, primind ajutoarele trimise de Barnabe și Pavel în vremea foametei din Iudeea, din anii 46-48, din alte izvoare 48-50.
De fapt, adevărații dușmani ai credinței noi nu erau evreii isterizați, care târau pe confrații lor creștini în afara cetății pentru a-i lapida, ci aceia care, atunci ca și acum, prin manipularea emoțională a mulțimii, fac imposibilă înțelegerea între oameni la momente de cumpănă. Voi exemplifica cu sintagma crede și nu cerceta. Iluminiștii o tratează ca fiind motorul ignoranței, fundamentaliștii creștini ca fiind motivația supunerii fără condiții, fiecare baricadă cu părerea ei. Pentru mine înseamnă că spiritul și destinul omului sunt în mâinile Domnului. Credința în el te eliberează de stresul prea multor întrebări și incertitudini legat de al tău destin. În acest sens, voi relata cele spuse de un monah de la muntele Athos, leagăn al ezoteriei creștine. A avut un vis, în vis a avut viziunea derulării vieții sale asemănător unui film pe fundalul azuriu al Mării Mediterane. Privind în jos, spre plajă, a observat urme de pași, câte două perechi în dreptul momentelor bune, câte o pereche de pași în momentele dificile. Știa că a doua pereche de pași era a lui Isus. Se adresează Domnului: Doamne, în clipele grele, de ce m-ai părăsit? Răspunsul veni imediat: în clipele grele te-am dus în brațe. C.3.5. Școala de inițiere creștină de la Efes. După o scurtă ședere în Antiohia, Pavel se reîntoarce la Efes. Aici, cu sprijinul evreilor din oraș, el va iniția adepți în tainele ezoteriei creștine timp de 3 ani. Aici vor fi inițiați, printre alții, Apollo din Alexandria și Epafras. Ei vor fi trimiși a evangheliza și predica la Coloseeni, în Laodicium și Hieropolis. Instruirea era, cum spunem noi acum, intensivă. Ea dura între 11 și 16 ore pe zi. Erau cuprinse atât inițierea în textele sacre mozaice, cât și în Evanghelia lui Isus. Discipolii erau pregătiți să facă față dezbaterii unui text din Torah sau să răspundă întrebărilor unor preoți politeiști sau filozofi atei. La sfârșitul instruirii, Pavel acorda celor aleși prin credință și prin harul dovedit botezul prin Spiritul Sfânt, care investea pe cel ales darul de a tămădui. Pavel însuși tămăduia pe cei bolnavi. Facerile sale de bine erau așa puternice încât era suficient ca suferindu-l să atingă un lucru purtat de apostol pentru a se îndreveni. Au încercat și alții să facă la fel. De fapt, practica exorcismului avea vechi tradiții la poporul evreu. Cei ce au încercat au fost 7 fii ai rabinului Sceva, dar miracolele lor nu s-au înfăptuit, cu toate că l-au invocat pe Isus. Au fost bătuți și izgoniți de cei ce au apelat la ei. Forța apostolilor i-a făcut pe mulți preoți ai cultului zeului Apollo să treacă împreună cu cetățenii pe care îi păstoreau la creștinism. Pavel nu uita nici de comunitățile creștine înființate anterior. El scrie în această perioadă epistole către corintieni, galateeni, filipieni. Plecarea din Corint a fost marcată de un incident. Evreul Demetrius, un bogat bijutier și constructor de temple păgâne, și-a incitat lucrătorii pe motiv că apostolii le iau pâinea de la gură. Prin convertirea păgânilor scăzuse drastic cererea de statui ale zeilor și amenajarea de temple pentru adorația acestora. Cauza imediată a fost istarea construcției unui templu pentru zeița Artemis. Grupul de furioși au prins pe Gaius și Aristarh în fața pretorului roman. Acesta i-a cerut lui Demetrius să înainteze o plângere care să aibă la bază fapte penale conform legilor romane. Administrația romană dădea semne de neutralitate în conflictul intern iudaic. Pavel își continuă drumul întâi în Macedonia la Filipium și apoi se întoarce la Efes spre Troas. Din acea perioadă datează a doua scrisoare către corintieni. Printre însoțitorii săi se aflau Sopatros din Bere, Aristarh din Samos, Secundus din Salonic, Gaius din Dobere, Timotei, Ticinius și Trofin. El dorea să revadă pe cei mai apropiați inimii sale înainte de a lua drumul spre Ierusalim.
Simtea că nu îi va mai vedea și dorea să întărească pe cei ce au fost discipoli. Ajuns în mijlocul lor, el le rosti: știți și voi înșivă în ce mod, din prima zi în care am pășit aici, eu nu am încetat să servesc pe Domnul cu umilință, cu lacrimi și în mijlocul dovezilor de ură din partea iudeilor. Voi știți cum, fără pretext, v-am instruit în public și pe fiecare în parte, convingând pe evrei și pe greci să se îndrepte către Dumnezeu, să creadă în Iisus, Domnul nostru. Acum iată că, îndrumat de Spiritul Sfânt, mă voi îndrepta spre Ierusalim, fără a ști ce mi se va întâmpla, toate că el m-a avertizat că mă așteaptă lanțurile și ura. Dar eu nu pun niciun preț pe viața mea, în fața scopului de a duce la bun sfârșit sarcina mea pe care am primit-o de la Domnul Iisus, de a face cunoscută mărturia mea în Evanghelie și grația divină. Eu de acum știu că nu mai veți vedea fața niciodată. Voi toți, în mijlocul cărora am fost și am anunțat regatul lui Dumnezeu. De aceea depun mărturie astăzi în fața voastră, sunt purificat de sângele vostru, pentru că nu am precedat atunci când v-am transmis tuturor voința divină. Fiți atenți cu voi înșivă și cu toată turma la care Spiritul Sfânt v-a ales gardieni pentru a păzi biserica, biserica Domnului care s-a întrupat prin sângele propriului său fiu. Știu că, după plecarea mea, vor veni printre voi lupi de temut, care nu vă vor menaja și că, din rândul vostru, chiar se vor ridica oameni ținând discursuri perverse în scopul de a-i face pe discipol să-i urmeze. De aceea fiți vigilenți, amintindu-vă că timp de 3 ani, zi și noapte, nu am pregetat să inițiez pe fiecare din voi. Acum vă las spre încredințarea Domnului și cuvântului său de grație, care are puterea să construiască edificiu și să păstreze moștenirea printre toți cei sanctificați. Bani sau lucruri nu am luat de la nimeni. Voi știți că pentru nevoile mele și ale însoțitorilor mei au fost suficiente aceste mâini. În toate momentele am arătat că trebuie să intervenim în ajutorul celor slabi și să ne amintim cuvintele Domnului Iisus, care a spus: este mai multă fericire de dat decât de primit. A urmat ultima rugăciune în comun. Apoi, cei ce nu îl vor mai vedea l-au însoțit cu lacrimi în ochi până la corabie. Am reprodus acest adevărat testament pastoral pentru că el cuprinde câteva semnificații majore. Apostolul Pavel era un inițiat al învățăturilor rabinice. El a fost instruit la un nivel greu de atins de către rabinul Gamaliel cel bătrân, datorită harurilor sale native, încununate de botezul prin Spiritul Sfânt. Acest demers arată forța sa de a vedea prin timp și prin oameni. Profetul din el avea viziunea a ceea ce se va întâmpla cu biserica evreilor creștini, și anume disoluția ei. Cele rostite atunci nu erau simple sfaturi. El știa că forța Evangheliei lui Iisus nu mai era în etnia evreiască, cea care începuse a o predica, ci în această simplă sintagmă: este mai multă fericire de dat decât de primit. Al doilea aspect ține de perioada anilor 50-58, era creștină, timp în care, la Efes, Pavel a realizat efectiv prima școală de inițiere în ezoteria creștină. Renumele său a făcut ca mulți învățați evrei să treacă la creștinism și să vină pentru a se instrui la această adevărată școală inițiatică rabinică, Yeshiva. Cât el a fost prezent, s-a menținut echilibru între credința mamă și cerințele evangelizării tuturor celor ce, prin credință, dovedeau că sunt adepți ai noii religii, de orice neam ar fi fost. Pavel nu era deloc sigur că acest consens se va păstra după plecarea sa. Le-a spus răspicat acest lucru dânsi cheia: vigilența în credință, în cuvântul și inspirația divină a fiecărui inițiat creștin. Al treilea aspect era acela că știa cât de periculos este drumul la Ierusalim. Dar ca un simplu oștean al credinței creștine, va merge lăsând tot ce a construit în urma sa, ca un soldat al Domnului. Era acea calitate unică a primilor misionari creștini, de la apostoli la anonimi credincioși evrei sau nu.
Al patrulea aspect, aparent nelegat de cele spuse de Pavel, este o altă ciudățenie a gândirii umane. În secolul al XIX-lea, Karl Marx definește o doctrină numită comunistă. Din punct de vedere organizatoric, comunitatea comunistă are o structură similară cu cea eseniană, contemporană cu Isus și Pavel, sau cu a comunităților creștine evrești. A urmat comunități de tip monastic și mai nou comunități de tip kibbutz israeliene. Cele rostite de Apostolul Pavel a fost spus aproape în totalitate ca idei de Marx, Engels, discipolilor comuniști. Traiul, munca și bunurile în comun, repartizarea după necesități, văzute nu a lua cât poți, ci a ți se da conform necesităților normale de trai, locuință, hrană, instrucție, educație, asistență medicală, de îngrijire a copiilor și vârstnicilor, și contribuția fiecăruia după posibilități, acestea fiind tot atâtea puncte de reper organizatorice în cele patru tipuri de comunități menționate. Atunci, de ce repudierea creștinismului? Un concurent greu de dat la o parte? Sau gândirea lui, un evreu mozaic, era ancestral împotriva doctrinei lui Isus, cu totale rădăcini în mozaism, dar repudiată de mozaici? Capitolul 4. Ruptura din interiorul comunității evreilor creștini de la Ierusalim. C4.1. Drumul la Ierusalim. Grupul care îl însoțea pe apostol trece prin Cesarea, Rodos și Tir pentru a ajunge la celebrarea Paștelui la Ierusalim în Marele Templu, anul 57, după alte surse, anul 58 era creștină. Semnalele primite nu erau încurajatoare. La casa lui Filip, unul din cei 7 eleniști, un învățat evreu creștin pe nume Agabus, ia centura de in a lui Pavel, își leagă cu ea mâinile și picioarele și spune: iată ce mi-a revelat Spiritul Sfânt. Omul ce poartă această centură va fi astfel legat de iudei când va ajunge la Ierusalim și îl vor da pe mâna păgânilor. Este rugat să nu continue călătoria. Pavel răspunde: de ce plângeți ca să-mi rupeți inima? Eu sunt gata nu numai să mă las legat, dar să mor pentru numele lui Iisus. Facă-se voia Domnului. La Ierusalim este găzduit de Iacob cel Mic. După primele manifestări de bucurie a revederii, cei din comunitatea evreilor creștini i-au reproșat că nu au obligat pe toți evreii convertiți să respecte strict observanța mozaică. L-au sfătuit să se supună ritualului de purificare, abluțiune, alături de alți 4 evrei, ce înfăptuiseră abateri de la legea lui Moise. Ritual păstrat de creștini în spovedanie înainte de Paște, dar care la evrei are sensul recunoașterii păcatului în fața adunării. Pentru a arăta că este un fidel credincios mozaic, Pavel se supune ritualului de 7 zile și în a 8-a zi, în dimineața de Paști, la ușa templului, un grup de iudei originar din Asia Mică pun mâna pe el strigând către mulțime. Notă. Era așa numiți evrei eliberați, urmași ai evreilor din Cirenia, Alexandria și Cilicia, făcuți sclav de Pompei după ocuparea Palestinei în 60 înaintea erei creștine și ulterior eliberați de Cezar. Din acest grup au fost și cei ce l-au lapidat pe Sfântul Diacon Ștefan. Acum erau folosiți ca mână criminală de notabilitățile Sanhedrinului și pentru a-l lapida pe apostolul Pavel. Ei strigau: oameni ai lui Israel, ajutor! Iată individul care predică peste tot și tuturor împotriva poporului nostru, împotriva legii și acestui loc. Și iată că a mai adus și greci în templu ca să profaneze locul sfânt. Profitând de confuzia creată, de teama ce o inspirau, îl apucă pe apostol și îl târăsc în afara templului. Slujbașii acestuia, evident, în înțelegere cu uciga, și închid poarta templului. Se pregăteau să-l lapideze când o unitate militară romană condusă de tribunul roman Claudius Lysias și un centurion vin în fugă din fortăreața romană Antonia, situată în imediata apropiere a templului, și opresc execuția. Întrebând mulțimea furioasă ce s-a întâmplat și primind răspunsuri confuze, tribunul decide să-l aresteze. În drum spre fort, ucigașii din mulțime, care simt că le scapă prada,
cer cu furie, la moarte. Odată ajunși în fortăreață, Pavel se adresează în grecește lui Claudius. Pot să spun un cuvânt? Știi grecește? Deci, nu ești egipteanul care a plecat cu 4.000 de bandiți în deșert, a fost replica lui Lysias, care l-a confundat cu un lider al mișcării sicarilor, Sikim, mișcarea antiromană. La cererea lui Pavel, îl lasă să vorbească mulțimii care s-a strâns între timp în fața castrului roman. Pavel ridică mâna și, în liniștea ce se lasă, rosti un discurs în aramaică. După ce relatează cele întâmplate cu sine pe drumul Damascului, convertirea sa la creștinism, el spune: într-o zi, când mă rugam în templu, am căzut în extaz. Am văzut pe Domnul care mi-a zis: ridică-te, ieși repede din Ierusalim și du mărturia ta despre mine. I-am răspuns: Doamne, ei știu bine cum mergeam din sinagogă în sinagogă, aruncând în închisori și punând să fie bătuți cei ce credeau în tine. Și când a fost vărsat sângele lui Ștefan, martorul tău, eu însumi eram alături de ei și le păzeam lucrurile. El mi-a răspuns atunci: du-te, este departe până la păgânii la care te trimit. Discursul este întrerupt în acest moment de fanatici care cheamă din nou la uciderea lui Pavel. Moment bine ales, primirea păgânilor în sinagoga evreilor era o blasfemie majoră în tradiția iudaică. Ucigașii făceau apel la subconștientul evreilor pentru a isteriza mulțimea, pentru a pune din nou mâna pe pradă. Ei își rupeau hainele de pe ei. Tribunul, ca să liniștească mulțimea, ordonă să fie bătut cu vergile. Pavel îi se adresează de această dată în latină. Îi spune că el este cetățean roman. Uimit, comandantul revocă ordinul și înlocuiește lanțurile grele cu care îl legase pe apostol în fața templului cu altele ușoare, care să împiedice doar fuga prizonierului. Nu dorim a continua fără a prezenta contextul și atmosfera acelor zile. Conflictul din sânul comunității evreilor creștini din Ierusalim. Apostolul Pavel, în cei 8 ani cât a fost plecat în misiunile sale, avea cunoștință de faptul că toți membrii bisericii creștine din Ierusalim erau fidel observanți mozaici, păstrând ritualul străbun în litera lui. Chiar dacă au acceptat prin epistola din anul 50 de la Ierusalim acele derogări de la lege, ei nu admiteau extinderea lor la confrații de sânge. Apostolul Pavel considera că Evanghelia lui Isus este principiul unic al adeptului creștin, de orice neam ar fi, și deci botezul creștin este suficient ca singur principiu primar al legământului cu Dumnezeu. Mai concret, misionarismul pavelian acorda evreului convertit libertatea de a respecta sau nu observanța mozaică. Deci, la Ierusalim, Pavel și-a asumat penitența abluciunii, cu toate că era în afara dogmei creștine. A făcut-o pentru a încerca să păstreze unitatea comunității evreilor creștini, cei din Ierusalim și cei din afară. Timotei era un evreu după mamă, botezat chiar de Pavel, circumcis mai înainte în rit mozaic, înainte de a administra botezul creștin. Pentru cei isterizați, acest amănunt nu era cunoscut. Ignoranța celor ce iau parte la o psihoză de masă și ura ce o determină nu au nicio legătură cu argumente de bun simț. Pentru simplu motiv că, dacă ar fi așa, aceste stări de abrutizare colectivă nu ar exista. Salvarea vieții apostolului nu a depins decât de faptul că garnizoana romană a fost în imediată apropiere a templului. Cohorta auxiliară romană era formată din mercenari localnici, așa cum erau organizate toate trupele auxiliare din Imperiu. Lysias, ca și majoritatea soldaților săi, era originar din Iudeea. El devenise tribun plătind mai întâi cu bani grei pentru a deveni cetățean roman, cu tumă ciudat de actuală și în vremurile noastre. Deci uimirea când a aflat că Pavel este cetățean roman din naștere, ceea ce pentru el marca noblețea familiei prizonierului pe care îl crezuse un răzvrătit sicar. Notă: în acel an, Felix, procuratorul iudei, a ieșit învingător într-o luptă cu insurgenții antiromani, evreii sicari, pe muntele Măslinilor, lângă Ierusalim.
deoarece notabilitățile religioase și civile sprijineau în acel moment pe romani, el a crezut că este vorba de un conducător al răsculat. Revin la text. Acest fapt îl determină să-l protejeze pentru a-i apăra drepturile sale de cetățean roman, acela de a nu fi judecat decât de un tribunal roman. Evreilor, creștinați sau nu, le era implantată mentalitatea poporului ales. Inițial, această doctrină instruită de Moise celor ce l-au urmat 40 de ani în pustiul Sinai și copiilor acestora a făcut ca ei să reziste vicistitudinilor înconjurați de neamuri politeiste, închinătoare la mai mulți zei, a se purifica religios și revigora moral. Acest concept a rămas fundamental atașat în subconștientul poporului evreu. Acest sentiment a fost utilizat în unele momente istorice pentru a justifica intoleranța religioasă de către cei ce dețineau puterea în comunitățile evreiești. Nimic nou sub soare. Mercenari ai purității credinței, a purității rasiale sau doctrinare se găsesc în toată istoria la toate popoare. De la Inchiziția creștină la fascism, la așa zisul comunism și mai nou fundamentalism islamic, doar ca exemple. Ei au fost cei ce au luptat fără cruțare împotriva celor ce, precum apostolul Pavel a spus, am fost trimis să duc cuvântul Domnului tuturor. Ei, cei supuși la tortura unor condiții umane de slugi, nu acceptau, în ghilimele, concurența unor liberi convertiți. Reacția lor aruncă o lumină tristă asupra destinului părinților noștri și al nostru. Contextul tragic al acestui început de prizonierat era ruptura din sânul comunităților de evrei creștini de la Ierusalim. Dezbinarea din interiorul grupului de patriarhi creștini va duce la aneantizarea percepției rolului lor major în misionarismul creștin. Fundamentalismul creștin, de după 900 de ani, în perioada cruciată, va folosi argumentul acestui moment relatat pentru a acredita ideea poporului evreu dușman al creștinismului. Adevărul va fi, poate, odată vizibil oamenilor, la momentul hotărât de Dumnezeu, dar va fi inutil pentru milioane de morți victime ale intoleranței religioase rasiale de o parte sau de alta a baricadei. C42. Procesele. A doua zi, pentru a se lămuri de ce anume este acuzat Pavel, respectând cutuma romană, tribunul Claudius Lysias cere reunirea Sanhedrinului. Apostolul este adus sub paza oștenilor romani în templu. Încearcă să le vorbească rabinilor, dar marele rabin Anania îl pălmuiește peste gură. Demn, Pavel constată că gestul nu îl consacră a fi șef al acestui popor. Apoi dezvoltă teza apartenenței sale la partida religioasă a fariseilor, fapt pe care majoritatea din cei prezenți o știau. Imediat începe o dispută între membrii celor două partide religioase, fariseii și saduceii. Primii ziceau: noi nu găsim nimic rău în acest om. Ce înseamnă faptul că i-a vorbit un spirit sau un înger? Cum disputa nu avea sorți a se termina curând, tribunul trimite înapoi pe deținut în fortăreață. În noaptea ce a urmat, Pavel are revelația Spiritului Sfânt, care îi spune: curaj, așa cum ai dus mărturia mea la Ierusalim, o vei duce și la Roma. Tot în acel timp, 40 de conjurați fac legământ să nu mănânce, să nu bea până nu îl ucid pe apostol. Planul este simplu: să-l convingă pe tribun, a-l readuce în fața Sanhedrinului și să-l omoare în mijlocul adunării. Avertizat de un nepot, a doua zi, Pavel îl trimite la Lysias pentru a-i spune ce a aflat. Acesta hotărăște să-l mute sub escortă puternică în capitala provinciei Cesarea, pentru a fi pus sub protecția legatului roman al iudeii, Felix. 5 zile mai târziu, marele rabin Anania, însoțit de o delegație a Sanhedrinului din care făcea parte și avocatul Tertullius, se înfățișează la Felix. Tertullius cere ca deținutul să fie dat spre judecată iudeilor, pe motiv că a produs dezordine în rândul acestora supuși a Imperiului.
pedepsirea unui evrei considerați de diriguitorii unei comunități evreiești ca încălcând cutumele comportamentale din comunitate de către stăpânii locului, l-am întâlnit în cazul crucificării lui Isus. Îl vom reîntâlni și în epoca modernă. Notă: un moment celebru va fi în secolul XIX, când rabini din Lituania, Galiția, Germania și Rusia vor cere arestarea adepților lui Baal Shem Tov, inițiator al mișcării de revigorare a credinței mozaice, numită Mișcarea Hasidimilor, de către autoritățile Imperiului Rus. Și în acel caz, demersul nu și-a atins finalitatea. Administrația Imperiului, neconsiderând această mișcare ca subminând autoritatea țaristă, ci ca o problemă internă a comunităților evreiești. Pavel, chemat în fața lui Felix și a delegației Sanhedrinului, se apără. El arată că a respectat cu strictețe cele spuse de profeți în cărțile sfinte. Este vorba de profeția lui Isaia, o serie de premoniții vizionare. În ea se află chintesența istoriei viitoare a poporului lui Israel. Iată câteva paragrafe ce ar fi constituit o posibilă bază de dezbatere în templu. Dispariția statului iudeu, văzută ca o pedeapsă a mândriei și podoabelor deșarte, este descrisă astfel de Isaia. Locuitorii Sionului vor cădea de sabie și vitejii lui în războaie. Porțile fiicei Sionului vor scârții și se vor jeli și, jefuită, ea va ședea despuiată pe pământ. Căpetenile acestui popor îl duc în rătăcire și cei conduși de ei vor pieri. Fără mine vor merge cu frunțile plecate printre robi și vor cădea printre cei uciși. Despre venirea și patimele lui Mesia. O mlădiță va ieși din tulpina lui Esel și un lăstar din rădăcina lui va da. Nu va striga și nu va grăi tare și în piețe nu se va auzi glasul lui. Dar el a luat asupra-și durerile noastre și suferințele noastre. S-a împovărat și noi îl socotim pedepsit, bătut și chinuit de Dumnezeu. Chinuit a fost, dar s-a supus și nu și-a deschis gura, ca un miel spre junghiere. Că el a purtat, fără de legile multora, și pentru cei păcătoși și-a dat viață. Despre mântuirea poporului Israel. Iată, tu vei chema popoare pe care nu le știi și popoare care pe tine nu te-au cunoscut vor alerga spre tine, pentru Domnul Dumnezeul tău și pentru Sfântul lui Israel. Și pentru ca străinii alipiți de Domnul să iubească și să slujească numele Domnului și să fie slujitorii săi toți cât păzesc ziua de odihnă, ca să nu fie pângărită și stăruie în legământul meu. Citatele sunt din Isaia. Despre adevăratul post. Nu știți voi postul care îmi place, zice Domnul. Rupeți lanțurile nedreptății. Dezlegați legăturile jugului, dați drumul celor asupriți și sfărâmați jugul lor. Împarte pâinea ta cu cel flămând, adăpostește în casă pe cel sărman, pe cel gol îmbracă-l și nu te ascunde de cel cu un neam cu tine. Atunci lumina ta va răsări ca zorile și tămăduirea ta se va grăbi. Isaia. Profeția privind pierirea poporului datorită nevredniciei conducătorilor este un adevăr verificat de orice neam. Profeția tăcerii în Agora a fost încălcată de Isus când a răsturnat tarabele negustorilor din templu. Întâmplător sau nu, această amenințare directă la adresa, în ghilimele, clasei de mijloc, iudee, va fi urmată la o săptămână de arestarea lui și condamnarea la moarte. Profeția privind primirea de adepți în sânul poporului lui Israel dă dreptate evreilor mozaici care susțineau obligativitatea circumcizei, precum și rabinilor mozaici ce negau pe neofiții creștini în lumina deciziei Conciliului de la Ierusalim din anii 50.
Profeția privind postul o găsim și la profeții mozaici, și la creștini, și la doctrinarii comuniști. Au aplicat-o esenienii, ordinele monastice, primele comunități creștine în faza de formare, falansterii, cazurile sunt punctuale. Notă. Mult mai multe decât câteva exemple ar fi fost de dezbătut între adepții pavelieni și mozaici tradiționali, dacă orgoliul și emoția intoleranței nu ar fi cuprins pe oponenți de câte ori s-au întâlnit sau se vor întâlni. Revenind, Pavel acuză pe cei ce reneagă reînvierea lui Iisus, trimisul prevestit de Isaia, de a fi surzi și orbi la cele spuse de profeți. Le reamintește de comportamentul conform observanței mozaice ale comunităților de evrei creștini, despre sprijinul material dat de aceste comunități în anii grei de secetă din Iudeea. Calitatea sa de cetățean roman îl salvează și de data asta. Felix hotărăște reținerea sa ca prizonier în Cesarea. După 2 ani, noul legat al provinciei, Porcius Festus, hotărăște o nouă judecată în urma reînnoirii cererii Sanhedrinului de a le fi dat ereticul Pavel. Acesta, la rândul său, solicită a fi trimis în fața judecății imperiale, la adunare. Participa alături de noul legat roman, vechii săi dușmani și tetrarhul Agripa al II-lea, împreună cu sora sa Berenice. Festus îl aduce pe prizonier, spunând că, pentru a-l trimite în fața judecății cezarului, el trebuie să motiveze acest gest și nu știe cum să încadreze delictul comis de apostol, acesta neîncălcând legea romană. Astfel că supune judecății lui Agripa acest caz. Agripa se adresează lui Pavel: ești liber să-ți aperi cauza. Apostolul se adresează adunării formate din demnitari romani și iudei, zicând: cu toate că sunt acuzat de evrei, mă simt bucuros, rege Agripa, de a mă disculpa astăzi în fața ta, cu atât mai mult cu cât ești la curent cu toate cutumele și controversele evreilor. De asemenea, te rog să mă asculți cu răbdare. Toată viața mi-am petrecut-o în sânul poporului, la Ierusalim, toți evrei o știu. Ei mă cunosc de mult și pot, dacă vor, să depună mărturie că am urmat partidul cel mai strict a religiei noastre, pe farisei. Acum sunt dat în judecată din cauza speranței mele în promisiunea făcută de Dumnezeu părinților noștri și căreia cele 12 triburi ale noastre, prin credință perseverentă în Dumnezeu, zi și noapte, îi așteptau împlinirea. Pavel relatează în continuare cele întâmplate pe drumul Damascului, spuse deja în capitolul 3:1, și convertirea sa la Evanghelia lui Iisus, după care continuă. Iată deci, rege Agripa, eu nu sunt rebel în viziunea divină, ba dimpotrivă. Locuitorii Damascului mai întâi, la Ierusalim și în toată Iudeea, mai apoi păgânii, pot depune mărturie. Am păstorit sufletele lor pentru a fi iertate de păcate, aducându-i pe calea Domnului, înfăptuind miracole care i-au convins. Iată de ce evreii au încercat să mă omoare în templu. Susținut de protecția lui Dumnezeu, am continuat până și în această zi a depune mărturia mea privind reînvierea Domnului Iisus. Am mărturisit în fața celor mărunți și a celor puternici, fără a spune nimic în afara a ceea ce profeții și Moise au declarat că se va întâmpla, că Hristos va suferi și că reînviat din morți va anunța lumina popoarelor păgâne. Guvernatorul Festus, impresionat profund de conținutul și curajul cu care Pavel și-a susținut pledoaria, îl atenționează că atitudinea lui demnă poate să ducă la condamnarea sa de către regele Agripa. Pavel îi răspunde: eu nu sunt nebun, ilustrisime, dar vorbesc în limbajul adevărat și al bunului simț. Regele căruia mă adresez este instruit. Mă adresez lui cu toată siguranța că nimic nu este străin, căci nimic din cele relatate nu este neadevărat. Rege Agripa,
Crezi în profeți? Știu că tu crezi. Replica regelui veni imediat. Încă un pic și prin raționamentul tău mă vei converti. Pavel îi răspunde: ce se poate face, mult sau puțin, poate face Dumnezeu. Ca nu numai tu, ci toți cei ce mă ascultă aici, veți fi ce sunt eu însumi, cu excepția acestor lanțuri. Regele Agripa se ridică și, adresându-se adunării, dă verdictul: acest om, din fața noastră, nu a făcut nimic prin care să merite moartea sau lanțurile. Procesul se încheie cu hotărârea ca prizonierul să fie trimis la Roma pentru a se înfățișa în fața judecății împăratului roman. Câteva cuvinte despre Agripa al II-lea, ultimul rege al iudeilor. Numit de împăratul Claudius, el a încercat să mențină un echilibru precar, temporizând mișcările extremiste naționale și efectele frământărilor majore provocate de prigoana împotriva evreilor creștinați, asistată executarea acestora practicată de tatăl său. În procesul lui Pavel a demonstrat că nu este numai un rege, ci un inițiat iudeu, fără a fi creștin. El știa că alegerea căii către adevărata credință, pentru a fi durabilă, nu poate fi impusă cu forță. Va fi înlăturat de insurecția evreilor de la Ierusalim din anul 66. Cu atât mai luminos îmi pare exemplul acestui înțelept și tolerant conducător care a încercat să instaureze în condiții adverse pacea socială, etnică și religioasă. Chiar dacă nu a reușit, inițiatul Pavel știa cu cine vorbește. Știa că instrucția lor comună la Yeshiva le permite să se înțeleagă în pofida adversarilor prezenți. Primele cuvinte adresate regelui nu erau de curtoazie, ci o recunoaștere a nivelului de erudiție și învățătură în tainele Torei a lui Agripa. La fel și ultima sintagmă din discurs: știu că tu crezi. A fost un demers inițiatic creștin adresat unei adunări de, în ghilimele, surzi, pentru că acolo era cel puțin o ureche care să audă. Decizia finală a regelui, eliberarea din lanțuri a apostolului Pavel, nu a fost aplicată datorită opoziției Sanhedrinului. Pavel însuși cere a fi judecat la Roma de curtea imperială. Va lua drumul Romei și a celei mai prolifice perioade a evangelizării creștine în afara poporului evreu, ultima din viața sa. Conducătorii religioși iudei puteau fi mulțumiți. Principalul pericol la adresa puterilor asupra poporului a fost scos din spațiul iudaic. Cu aceeași tenacitate specifică rasei, vor combate pentru a elimina din interiorul comunităților pe toți cei, în ghilimele, eretici, indiferent de viitoarele avataruri ale poporului evreu. Bine sau rău, asta a fost. C.4.3. Drumul la Roma. Pavel este îmbarcat alături de alți prizonieri pe o corabie, sub paza centurionului roman Iustus, din cohorta militară Augusta. Acesta, impresionat de renumele și înțelepciunea acestui evreu, va permite fidelilor cu care s-a îmbarcat să stea alături de el. După o escală la Smirna, drumul a continuat pe o mare agitată cu o navă alexandrină în dificila perioadă de iarnă. Cu toate sfaturile apostolului de a urma îndeaproape linia de coastă, căpitanul se îndreaptă spre Creta. Înainte de a se apropia de port, o furtună puternică trage nava în larg. După 14 zile, fără a se putea orienta după soare, lună sau stele, echipajul și oamenii de pe navă erau speriați și înfometați. Au aruncat întâi încărcătura, apoi tot ce prisosea pe vas. Pavel îi încuraja. Le spunea că Dumnezeu i-a trimis un semn că niciunul dintre cei ce sunt pe vas nu vor păți nimic. În a 14-a zi, el reeditează miracolul hristic al pâinii. Le împarte pâine spunându-le să mănânce. Erau 276 de suflete martore
și beneficiare. În ziua următoare au văzut un țărm. Comandantul navei, din nou nepriceput, eșuează nava pe o limbă de pământ înainte de a acosta. Plute nu mai aveau, fiind pierdute în timpul unei tentative de fugă a marinarilor. Soldații au propus ca să fie omorâți prizonierii, pentru a nu evada odată ajunși pe mal. Centurionul s-a opus. Au notat cu toții ajungând la țărm. Era insula Malta. Localnicii i-au întâmpinat cu omenie. Ei au început să strângă vreascuri pentru un foc să se încălzească în acea zi de iarnă. Pavel aduna mărăcini și resturi de lemn în rând cu ei. În văzul lor, o viperă l-a mușcat. Băștinașii, care știau cât de veninoase erau aceste reptile, considerate trimise de zei, îl vedeau mort. Dar apostolul o aruncă și pe ea în foc, așezându-se liniștit alături de ceilalți. Atunci l-au crezut a fi zeu. Timp de 3 luni au fost găzduiți de Publius, guvernatorul roman din insulă. Tatăl acestuia era bolnav de friguri și dezinterie. Era pe moarte. Chemat de fiu, Pavel se apropie de capul muribundului, se roagă îndelung, după care pune mâinile pe chipul acestuia. Omul își revine la viață și în scurt timp se înzdrăvenește. Vestea s-a răspândit în insulă. Toți cei ce sufereau de vreo boală au venit și au fost înzdrăveniți de apostol. Respectul față de Pavel nu avea margini. Așa cum a spus pe navă, în timpul furtunii, prizonieri, soldați, marinari nu au dus lipsă de nimic. La venirea primăverii au plecat spre Italia cu o navă ce iernase în Malta și au ajuns la Puteoli. Aici Pavel a fost întâmpinat în număr mare de creștini. Comunitățile de romani creștinați au apărut în a doua jumătate a anilor 30, mulți din elita militară a cavalerilor. Au găzduit deopotrivă pe paznici și pe prizonieri timp de 7 zile. Ajunși la Roma, Pavel a fost primit cu mare și călduroasă bucurie de comunitatea creștinilor din Transtavere, cartierul străinilor din capitala Imperiului Roman. În așteptarea judecății imperiale, a fost lăsat liber să locuiască aici, având spre pază un soldat roman. Apostolul Pavel, ca și în celelalte situații, a mers întâi la sinagogă, luând legătura cu reprezentanții comunităților evreiești din urbe. La 3 zile după aceea, aceștia vin la locuința sa. El le povestește cele întâmplate la Ierusalim și judecata din Cesarea. Rabinii îi spun că nu au primit nicio veste în ce-l privea din Iudea, dar ar dori să audă în sinagogă ce are de spus despre Iisus și Evanghelia acestuia. La șabatul următor, în templul mozaic de la Roma, erau strânși un număr mare de învățați ai Torei. În fața lor, Pavel a depus mărturia sa asupra calității de Mesia a lui Iisus, a patimilor ce s-au încheiat prin crucificarea acestuia și vestea reînvierii lui Iisus. A vorbit de misiunile înfăptuite de apostolii ce au primit de la Dumnezeu Harul Sfânt pentru a duce Evanghelia lui Iisus în rândul evreilor și a neevreilor. Unii au fost de acord cu caracterul conform al celor relatate în Lumina Torei, alții nu. Izbucnește o dezbatere cu puternice accente emoționale și isterice. Atunci Pavel le spune: bine a spus Spiritul Sfânt prin profetul său Isaia către părinții voștri. Caută pe acest popor și spune-i: veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege. Veți privi cu ochii voștri și nu veți vedea, căci inima poporului meu s-a împietrit. Ei aud cu greu cu urechile și au închis ochii să nu vadă. Ochii lor și urechile lor să audă, ca spiritul lor să înțeleagă pentru a se converti. Eu îi voi vindeca. Aflați că păgânilor le-a fost trimis cuvântul Domnului. Ei, cel puțin, îl vor asculta. C4.4. Cenușa păsării Fenix. Pavel
rămâne la Roma. Eliberat în urma judecății tribunalului imperial condus de prefectul Romei Buro, își va continua misiunea în urbea ce va deveni cetatea eternă a unei părți a creștinismului. O va continua, direct sau prin epistole, pe întreg arealul unde se aflau sau ființau comunități în lumea creștină. La rândul lor, autoritățile mozaice și iudaice vor apela la orice mijloace pentru a stinge această tortă. Împăratul Nero, în psihoza anticreștină creată pas cu pas și care va culmina în timpul incendiului din Roma, provocând holocaustul creștinilor, evrei sau neevrei, este finalul acestui proces. El a apărut pe fundalul unei stări de spirit contrare creștinilor din Roma, începând din anul 62, imprimată lui Nero de soția lui Pomponia și de anturajul imperial, ce slugarnic clama zeificarea imperatorului. Ea s-a răspândit în poporul roman, care nu înțelegea pe cei care nu mai aleargă împreună cu ei către același izvor al luxuriei. Momentul incendierii Romei din anul 64 era creștină, este pus în seama creștinilor de către împăratul Nero. Apostolii Petru și Pavel sunt executați din ordinul împăratului în anul 67. Pe locul în care se crede că au fost executați se află astăzi Bazilica Petru și Pavel, centrul creștinătății catolice. Simeon, episcopul Bisericii Creștine de la Ierusalim, va fi omorât în anul 107. Ignaciu, episcop de Antiohia, va fi martirizat la Roma. Ultimul apostol evreu creștin, Ioan, se va stinge în anul 117. Policarp va continua să strângă în jurul său pe creștini, evrei sau nu, până în anul 156. Între anii 130-135, evreii creștini sunt persecutați de confrați pentru că nu li se alătură la răscoalele și la ultimul război împotriva romanilor. Înfrânt după legendara rezistență de la Masada din anul 73, de la Beter din 135, poporul evreu va migra în comunități distincte pe tot mapamondul, fără un cămin național. Dezastrul îi va strânge în jurul credinței mozaice, a Torei. Yehuda ben Zakkai, în anul 71, înființează Yeshiva de la Yasmina. Va dezvolta doctrina unui stat spiritual al lui Israel. 1810 ani va dura până când urmași ai lor vor impune prin luptă statul Eretz Israel. O altă idee. Creștinismul va supraviețui căderii Romei și se va dezvolta ca întindere și organizare, trecând peste alternative perioade de toleranță și represiune a autorităților Imperiului Roman, până sub Constantin cel Mare, din anul 312. Constantin cel Mare, în luptă cu Maxentiu, împărat autodeclarat al părții occidentale a Imperiului Roman, în anul 312, la Ponte Milvio, tradus podul Vulturului, lângă Roma, pune să se graveze pe scuturile soldaților monograma lui Isus, crucea în 6 colțuri. Câștigă victoria, cu toate că era în inferioritate ca număr de oșteni. El va declara creștinismul religie oficială, înființând Imperiul Romano-Creștin, care va dura din anul 312 până în anul 604. În acele vremuri, papa în Occident era Silvestru. Creștinismul devine religie de stat, ca recunoaștere a fecundității sale în toate popoarele din muribundul Imperiu și a unității sale organizatorice. Biserica creștină va suferi prima mare schismă, separarea bisericii de la Constantinopol de cea de la Roma. Excesele puterii dobândite de cler nu vor înceta să apară. Inchiziția, mai târziu, duce la excesele intoleranței fundamentalismului creștin asupra necreștinilor sute de ani. Poporul evreu, în ghilimele, omorâtorul lui Iisus, avea un loc privilegiat pe această listă. Au urmat noi schisme ale creștinismului, ca expresie a emancipării unor noi curente doctrinare creștine și naționale. Intoleranța va mai avea în fundamentalismul fascist, comunist și mai nou islamic. Tot atâtea momente ale unei umane și tragice dezbinări sociale și spirituale. Parcă
într-o orchestrată bătaie de joc a ceea ce Dumnezeu a dat prin profeții săi oamenilor. Textul lucanian m-a dus deseori cu gândul la cuvintele profeților. Fiu omului, tu care locuiești în mijlocul unei case de îndărădnici, care au ochi să vadă și nu văd, urechi de auzit și nu aud, căci sunt o casă de răzvrătiți. Citatul este din Ezechiel. Tot ce m-a îndemnat să pătrund și să caut, bine și rău, în această derulare a faptelor din timpuri vechi, ajungând aproape a le trăi cu ochii minții, a fost speranța și credința că, odată și odată, ceva se va împlini din cele prevestite. Anume, citez: Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea. Cel mai mic se va face o mie și cel mai neînsemnat un neam puternic. Eu, Domnul, voi grăbi aceste lucruri la vremea lor. Citat din Isaia. Aceste lucruri le poate spune orice om, în orice moment al vieții sau înainte de a muri. Am modesta bucurie de a fi existat în această umanitate, binecuvântată de Dumnezeu, chiar dacă nu de oamenii înșiși. A aștepta ca prin rugi adresate lui Dumnezeu să se schimbe de la sine lumea este inutil. Este nevoie de efortul fiecăruia care crede cu adevărat în minunea existenței sale, sub semnul credinței în Dumnezeu, anume de a lupta pentru a o transmite în jurul său prin vorbe cumpănite și fapte bune, așa cum se pricepe. Atunci vor veni și trimiși. Note la creștini și evrei. Lucrarea se dorește a fi o reluare a unor mărturii de acum două milenii, focalizată pe rolul comunităților de evrei creștini în transmiterea Evangheliei lui Iisus la neevrei. Demersul are trei motivații. 1. Rolul avut de evrei creștini în prima sută de ani de misionarism. 2. Apariția, evoluția și distrugerea comunităților de evrei creștini. 3. Prezentarea unui breviar al unor momente istorice din parcursul vieții comunităților creștine de la Ierusalim. O fac pentru că a fost o mutație de referință având ca motor spiritual speranță. Fenomen comparabil cu cel realizat de Moise cu 1200 de ani înainte de acel moment, atunci când a edificat un popor pentru o religie. De data asta, mesajul trimis de Iisus primilor evrei creștini, apostolii, a fost dat pentru oamenii din Ierusalim și în toată Iudeea și Samaria și până la marginea pământului, anume dreptul de a alege o religie pentru toate popoarele. Dorința de a scrie acest text documentar a pornit de la câteva observații care mi s-au părut strani. Un popor, cel evreu, aflat în luptă cu un imperiu roman și condus de o castă tribală și religioasă dezminată între a lupta numai pentru binele propriu sau pentru independența națională, era în așteptarea unui trimis, a unui trimis salvator, Mesaia. Atunci când acesta apare, cum nu au fost obișnuiți, propovăduind întâi o schimbare morală prin credința în Dumnezeul Tatăl, iubirea de semeni, egalitatea materială și viața în comunitatea de tip esenian, acesta este ucis sub ochii acelora ce, cu o săptămână înainte, l-au adulat primindu-l la Ierusalim. Altă observație. Poporul evreu aștepta pe Mesia venind cu forțe supranaturale, așa cum a fost Moise, sau, cum a relatat Ezechiel, puterea lui Dumnezeu venit în sprijinul străbunilor iudei. Citez: M-am uitat și iată că a venit de la miază noapte un vânt năpraznic, un nor gros și un snop de foc, care răspândea de jur împrejur o lumină strălucitoare. Tot în mijloc se mai vedeau patru făpturi vii. Fiecare din ele aveau patru fețe și fiecare aveau patru aripi. Aripile lor erau prinse una de alta și când mergeau, nu se întorceau în nicio parte.
ci fiecare mergea drept înainte. Citat din Ezechiel. Lor, evreilor, nu le-a venit să creadă că Iisus, cel înzestrat cu miraculosul har al tămăduirii, nu ar scăpa de pedeapsa lumească. Atunci când l-au văzut arestat, ca oricare din ei, după ce l-au primit ca un rege la Ierusalim, l-au părăsit. O altă idee. Demersul profetului Iisus pentru unitatea credinței în Dumnezeu unic generează o luptă milenară între inițiați, popoare, care se închină și cred în același filon ezoteric, fie ei mozaici sau creștini, la care se adaugă peste 700 de ani adepții islamului. Moise, mare inițiat egiptean la Teba, sub numele de Horsasip, își finalizează în afara Egiptului menirea de a crea un popor pentru o religie. Pitagora, la circa 700 de ani după el, aduce lumina adevărurilor inițiatice din același filon teban în spațiu elen, revigorând cultul din Delphi. Își încheie existența ars în propria casă de o revoltă a democraților, în ghilimele, din colonia grecească, Croton, insulă aflată pe coastele Italiei. Un discipol al său, Zamolc, se va duce doctrina mentorului în teritoriile dacice. Platon va fi cel ce va transpune doctrina pitagoreică pentru următoarele 4 secole de aur ale spațiului grec, prin conducători ca Pericle și Alexandru cel Mare. O altă idee? Iisus, format la același izvor ezoteric teban, prezervat de evrei esenieni pe țărmul Mării Moarte și în delta Nilului, reia demersul extrapolând poporului Dumnezeu de la spațiul daic la toate neamurile. El este anihilat prin crucificare. Apostolii vor începe drumul ducând cuvântul și lumina Evangheliei sale în afara poporului ales. Lungul șir al martirilor creștini, începând cu cei evrei de etnie, au fost oameni curați la suflet și în viața lor de zi cu zi. La fel cum martirii evrei mozaici ai mileniului 2 erau familii pioase în credința lui Dumnezeu, la fel cum palestinienii credincioși în Dumnezeu Allah sunt încă un popor exilat al vremurilor în care trăim. Oare numai pentru că Dumnezeu are nume diferite? Conceptul unității prin credință în Dumnezeu unic este ca o insulă într-o mare de ignoranță și ură. Un posibil răspuns ar fi că orgoliul puterii lumești, de orice sorginte ar fi, nu vrea să existe o liberă și deplină înțelegere a acestui filon ezoteric comun. De ce? Pentru că nu știe încă în ce mod să îl țină în frâu. Privilegiile oligarhiei de orice fel nu s-au împăcat niciodată cu libertatea spirituală prin autoguvernare a fiecărui om, pentru că nu o poate controla și guverna în folosul ei. De aceea, puterea a folosit mai totdeauna un eficient instrument al dezbinării, ignoranța și fanatismul. Fiind evreu după mamă, creștin după botez, nu pot decât să citesc pe istoricul Shlomo Laish privind destinul zbuciumat al poporului evreu. Citez. Ne vom mulțumi aici să accentuăm un singur fapt, care ni se pare valabil pentru toate întrebările și pentru altele care apar în mintea noastră. Un răspuns obiectiv ce a rezistat tuturor timpurilor și care a fost enunțat cu mii de ani în urmă de către un neevreu. Răspunsul prorocului Bileam, madianitul, dat regelui Balac din Moab, când acesta l-a invitat să blesteme triburile semiției lui Israel, ieșite de curând din robia egipteană, a fost: căci e un popor de sine stătător, fără a ține socoteală de celelalte nații. Citat din Numeri 23:9. Aș adăuga doar, câteodată, nici de proprii săi fii. Cele spuse de prorocul Bileam, într-adevăr, a fost un formidabil instrument de conservare al tradițiilor evreiești. Fiul reîntors este primit cu căldură și respect. Cel ce nu se întoarce la filonul tradiției mozaice, nici nu este pomenit numele.
Acesta este miezul intoleranței și în același timp al supraviețuirii comunităților evrești. Dincolo de această realitate, am încercat să motivez o constatare. Cât de derizoriu este răspunsul omului la bunăvoința lui Dumnezeu. Sau mai concret, cum reușesc oamenii să distrugă ce le este transmis prin profeți. Postscriptum. Am întocmit această documentare respectând o recomandare emisă acum 37 de ani de un manager indian. Suficient de scurtă ca să trezească interesul, suficient de lungă să acopere esențial. Las celor care o vor lectura decide dacă am reușit sau nu. Motivația realizării acestei documentări a pornit de la dorința de a pune o pietricică la construirea unei viziuni a armoniei credinței în Dumnezeu unic, credință dată nouă prin trimișii săi. Anume, nu ești mai puțin român dacă ai ales crezul musulman sau mozaic. Nu ești mai puțin arab dacă ai ales crezul mozaic sau creștin. Nu ești mai puțin evreu dacă ai ales crezul creștin sau musulman. Toate sunt ramuri ale unui trunchi, al unui singur crez, care cuprinde iubirea de semeni adusă de Domnul Iisus Hristos, legile de echitate socială aduse de Moise, legile morale aduse de Mahomed în surele din Coran. Fiecare din noi putem încheia propriul contract cu Dumnezeu prin a respecta pe cât posibil cele 10 porunci în viața de zi cu zi. În comunitatea umană în care trăim, fie ea de rit mozaic, creștin sau musulman, respectăm ritualul prin care această comunitate își exprimă aderența la crezul în Dumnezeul unic. Comunitatea umană are premiza de a reconstrui toleranța, respectul și sprijinul reciproc pe cei 3 piloni ai credinței în Dumnezeul unic. Pe de altă parte, vizualizez ca într-un film șirul de crime făcute de oameni asupra oamenilor, asemenilor lor. Am speranța că cel ce va parcurge textul se va simți ca într-o catedrală, moschee sau sinagogă a liniștii interioare. Mesaroș Anghel Vasile, aprilie 2011. Despre autor. Mesaroș Anghel Vasile. Profil editorial. Nume: Vasile Mesaroș Anghel. Vârsta: 62 de ani. Profesia: IT trainer. Studii: Universitatea București, Facultatea de Matematică Mecanică, 1971. Analist de sistem, postuniversitar, CPK, 1975. Motivația lucrării: documentarea unor teme care m-au preocupat în ultimii ani. Dedic lucrarea mamei mele, Tchach Raisa Gershovici, și soției, Angel Magdalena.